într-adevăr, nu poate fi decât o zi superbă și o emisiune superbă. E vineri, ne bucurăm de toate beneficiile acestei zile. După asta ne ducem și noi, ne uităm la televizor, dormim cât vrem, mâine facem ce vrem. Avem parte și de o temperatură optimă, vor fi peste 20 ceva de grade Celsius, așa că nu ne împiedică nimic să ne simțim bine. Sărmâna, Luisa! Bună, Vlad! Bună, bine tuturor. Te-am regăsit! Sunt încântată să te văd. Pe lângă tine ar fi trebuit în momentul ăsta să fie și WhatsApp. Dar WhatsApp, eu cred că de fapt e vorba despre o aplicație pentru smartphone-uri. Avem și un număr de telefon pentru WhatsApp. Este vorba despre 0734666000. Pentru diasporă și nu numai. Am înțeles că majoritatea sunt din diaspora, cei care dau mesaje la numărul ăsta de WhatsApp. Dar poate că l-avem și pe WhatsApp, adevăratul WhatsApp. Îl așteptăm, chiar sunt curioasă. WhatsApp cu tine. Eu l-am cunoscut pe WhatsApp, l-am cunoscut. Nu ți-a făcut cunoștință la o petrecere și m-a cam supărat. Regreți? Regret, să știi, regret. Mi-ar fi plăcut să fie astăzi prima întâlnire, pentru că prima noastră întâlnire a fost... Un eșec total. Eșec total, da, m-am legat puțin de el, am îndrăznit să-i zic că nu pricepeam ce ziceam piesa aia ca la meteo. Și eu am înțeles de fiecare dată o scrisoare, dar nu o văd eu. O fi așa. Pare într-adevăr că zice scrisoare. Am ascultat și o melodia cu destul de multă atenție și e un pasaj acolo când zice o scrisoare, dar nu o văd eu. Exact. O să lămurim, o să clarificăm și lucrurile astea, dar ne trebuie omul în studio. Va veni ceva mai târziu. Să nu uităm că astăzi dăm și plinul de benzină taximetristului, norocosului, câștigătorului, care a dat SMS la 1721 cu taxi radio 21. Nu puteți să continuați să dați mesajele astea. O să mai avem intervenție pe ceas în seara asta de vreo două ori. Una pe la 11 fără un sfert, iar cea de-a doua pe la 12 fără un sfert. Între timp, eu am să mă organizez puțin pe partea de playlist, pentru că urmează prejudecata ascultătorului. Astăzi suntem în 26? 26. 26, înseamnă că e ok dacă o difuzăm chiar acum. Rămâneți pe recepție, revenim! Scut că cineva are dreptate în ceea ce te privește. Când are dreptate, dar o considerentele mele are dreptate. Când spune adevărul. În ceea ce mă privește, nu mi-a spus nimeni ceva despre mine, ceva dur, cum să vă spun. Ca să fie greu să recunosc că are dreptate în ceea ce mă privește. Când a recunoscut că cineva are dreptate în ceea ce te privește? Ieri. Vă spunea persoana respectivă și așa a fost. Nevastă mea era persoana respectivă. Cu referire la terți, să zic, la terțe persoane. Doar la terțe? Aproximativ, da. Când? Nu mai știu. Nu pot să vă zic când, dar recunosc în mod frecvent dacă are dreptate. Când a recunoscut că cineva are dreptate în ceea ce te privește? Mi-a spus cineva la serviciu că am greșit într-un anumit context și am recunoscut. Așa era. Eu, ultima oară, soției mele am recunoscut că are dreptate. Orice îmi spune, recunosc că are dreptate. Deci n-am nicio problemă. Și eu niciodată nu recunosc. Că sunt prea exagerată, așa ca în domeniul curățeniei. Am recunoscut, da. Niciodată, eu tot timpul am dreptate. Când ai recunoscut că cineva are dreptate în ceea ce te privește? Cu soția tot timpul recunosc că n-am încotro. Acum, lui a zis că nu-ți joc bine și am zis că are dreptate. Bărbatii mei că sunt cecălitoare. El mi-a spune. Dreptate? Poftim? Îi dați dreptate? Da, de multe ori da. Că eram tânără și frumoasă. Și am spus da. Prea am avut ocazii să... Cei apropiați v-au spus că sunteți o bună gospodină sau... Da. Da, se poate, așa este. Dar de multe ori o iau că zice numai așa, nu că chiar cred că eu sunt o bună gospodină. Asta numai soțul meu o crede. Da. Așa că el îmi spune foarte des lucrurile astea. Dar... Și îi dați dreptate? Credeți și dumneavoastră? Cred că îl văd că e foarte satisfăcut. Și că cineva e satisfăcut înseamnă că a spus adevărul. Dar ar fi foarte fain să poți să-ți cumperi și onoare dacă s-ar putea. Da, cu o să ai și bani și te duci, da, dați-mi și niște onoare că acum am bani. Dacă erai din ăștia care au luat bani de pe stradă... Știi povestea cu poșta care a pierdut trenul? Glumesc. Sunt foarte coerentă. Nu, vreau să spun de treaba asta cu poșta. Mașina care transporta scrisorile transporta și bani și era o gaură, s-a format o gaură în mașină. Băi, tu și vorbești acolo... despre poșta aia, poștă.
Poșta Română. Română. Da, care a, transporta scrisă. A, ok. A, da, te erai mărmurit. Da. Era o gaură, ai zis. Da. O gaură, mașină și-au căzut banii, iar cei care treceau pe acolo au cules banii. I-au înapoiat, sper că nu. Măi, nu i-au înapoiat, au mai rămas doar cu 5 milioane din 13.000 de lei. Ce înseamnă 13.000 de lei? 130 de milioane. A, hai că nu e așa o sumă grozavă. Da, au avut și ei cât să-și facă paștele, să-și iau un miel. Să-și iau un miel, da. Mă bucur pentru ei, sincer. Și eu mă bucur, mi se pare ca în filme. Da, mă, ca în R.E.M. când ploua cu bani așa, mi-ar plăcea să mi se întâmple și mie, știi? Losing my religion, parcă în asta era. Cred că da. Da, cred că în asta. Să dea Dumnezeu la mai multe căderi de astea de sași cu bani. Mai ales din partea poștei. Cred că toată lumea are o supărare cu poșta. De ce? Pentru că poate poșta poate să-ți aducă vești rele. Sau ce se mai întâmplă la poștă, e treaba aia cu când primești un colet. Asta e deranjant, într-adevăr. Și dispare câte ceva de prin... Dispare sau ce se mai întâmplă, nu vezi la timp treaba aia, că-ți vine scrisorică. Oricum s-au ocupat niște băieți să o devalizeze și pe ea și pe poștă, așa că multe zile nu știu cum are poșta asta. Da? Da. A, se vinde și poșta? Da, cum știe, ceva se întâmplă. Și poșta, și poștașul. Poștașul și poștărița, tot la pachet. Bun, te vedeam că mai ai niște informații. Știi ce mă încântă pe mine foarte tare? Deci astăzi vreau să fiu mai răuță. Te rog. Mă super bucură treaba asta cu Andreea Mantea și iubitul ei, Ștefan Stan, participantul, câștigătorul de la Vocea României. Ăsta nu e tipul care a plâns o oră în direct, nu? A plâns o oră, da. Da, deci a plâns de dragul. Toată emisiunea a plâns de dragul Mantei. A dat cu manta. Eu când i-am văzut prima oară, când am văzut că s-au combinat cei doi, chiar mi s-a părut o treabă incredibilă. Sincer, mă așteptam de la Mantea să țintească spre mai unul sus, mai glorios, exact, mai cu bani. Da, se pare că și Ștefan Stan face ceva bani în urma concursului ăsta, că este tot timpul chemat la nunți și botezuri. Păi trebuie să facă dacă e cu Mantea. Acum da, dar stai că s-au despărțit. Și eu m-am știut că o să se despartă. Din ce motive s-au despărțit? Eu și Carmen Hara prezicem ce se întâmplă cu artiștii din România. S-au despărțit pentru că Ștefan Stan a înșelat-o cu una dintre fanele sale. Ștefan Stan are fane, în primul rând asta. Păi și ce ar fi vrut să o înșele cu un fan, cu unul dintre fanii săi, sau ce? Da, era, cred că era mai fanii așa. S-a putea să fie și iertat dacă era cu un fan. Păi gândește-te că el a venit pe piața muzicală destul de curând. Da. Păi nici n-a apucat să guste din ambrozia succesului. Ar fi trebuit Mantea să-l înțeleagă. Băi, lasă să vadă și cum e cu fanele. Da, nu-mi dau seama totuși că ei se dar s-a îmbolnăvit sau ce s-a întâmplat? De s-a enervat Mantea. S-a enervat că cred că fata asta, nu știu cum arată. N-a dat presa încă fotografii cu ea. Cum n-ai, nu știi cum arată, o știm toți cum arată. Pe gagica, pe fana respectivă. Toți prietenii mei o știu. Cum arată? Asta mi-a plăcut. Arată, știi cum arată? Numai la vedete arată. Fana. Da. Când faci glume de astea, ne trebuie un semnal sonor, ceva. Am vrut să fac și probabil că o să vorbesc cu Oli, să-mi dea un jingle cu derapaj. Exact. Să audă o mașină care intră într-o curbă. Derapaj. Să se știe. Avem un telefon în direct, uite că începem bine. Ce frumos. Hai să-i zicem bună seara. Bună seara. Cine ești? Ce vrei de la noi? Vreau să știu în primul rând cum ai tu vocea asta, s-a făcută pentru radio, Adi sunt. Măi, ce să spun, am muncit mult pentru ea. Ai muncit și o întrețin încă? O întrețin, acum suntem în post, după aia să vezi tu, o să am și mai voce, așa că mă întorc. Băi Vlad, ai voce de radio, frate, deci ce al omului, al omului. Mulțumesc. Talentul omului e pus deoparte. Deci te ascult de când ai venit în echipa Radio 21. Te ascult așa când pot, când sunt în mașină. Da, nu știu, mi se pare așa. Omul potrivit la locul potrivit. Se vede că e Paștele, o primim numai mesaje pozitive. Oamenii vor să mântuiască, cât bănuiesc. Da, asta, vreau să te felicit pentru vocea pe care o ai, că ești făcut pentru radio. Băi, mulți ani ar trebui să fie, să găsesc un merit al meu pentru chestia asta, dar din păcate nu cred că am vrut merit, așa a vrut cel de sus. Că poți să întrebi ce vârstă ai de curiozitate? Da, 36. Mulți înainte să fii sănătos. Am vârsta adunată a tuturor DJ-ilor de la 21. Trebuia, măi, cine n-are un bătrân să-și cumpere și-au luat.
lasă că l-a cumpărat și l-a cumpărat bine. E bine plus la bine la 21. Mă bucur că n-am reușit încă să enervez pe toată lumea și uite că mai sunt și oameni care țin cu noi. Dar de Luiza ce zici? Ba, apropo, Luiza, să știi că oamenii vor poză cu tine pe Facebook. Mi-a cerut cineva. A, păi să facem atunci trebuie o ședință. Trebuie să facem o ședință foto, dar poate facem o poză după ce terminăm emisiunea. Da, astăzi arăt bine. Mm-hmm. Putem să ne arătăm nu, astăzi. Nu, confirm, chiar arată ok, tipa. Da. Asta cu ok, să știi că e un compliment pe care fetele nu preferă să-l de primească. Ce? Ok, okay e ceva nici da, nici nu. Serios? E așa, așa, așa. Da. Și asta și cu drăguțică. Ești super tare, frate. Așa, frate. Așa, da? Bine. Mulțumim pentru urări, încurajări și să-ți dea Dumnezeu un Paște fericit alături de cine vrei tu. La fel vă doresc și eu vouă numai bine, sănătate, un Paște fericit tuturor românilor și să rămână cu urechea pe 21. Hai și chinezilor. Nu, lor nu. Să se bucure toată lumea, să fie armonie, să fie armonie ca să-mi fie rău. Să fii mai bun, da, exact. E adevărat. Te pup, Vlad, o seară bună. Și eu, seară frumoasă, pa, pa. Revenim la ale noastre. Despre ce discutam? Analizam, distrugeam pe cineva mai devreme. Distrugeam pe Mantea. Hai să o distrugem până la capăt, adică. Nu distrugem cu jumătăți de măsură. Hai să o distrugem până la capăt. Distrugem praf, o facem. Da, nu știu, crezi că se împacă cei doi după toată tevatura asta? Crezi că e o mișcare piaristică? Habar n-am, mă, ce sentimente ori fi între ei acolo. Mișcare piaristică de ce? Doar dacă vrea asta să-și lanseze vreo casetă, vreun disc, ceva. Și ea probabil că are și ea suferința asta, că ea prezintă o emisiune de paparazzi și pe ea nu urmărește nimeni. A, cum vreau, urmărește o țară întreagă, cu toată lumea se uită la Adel. Da, dar nu urmăresc paparazzi. A, nu e paparazzată? E foarte greu, probabil, să, pentru ea să prezinte despre alții că se căsătoresc, că divorțează și ea să nu facă nimic, să fie acolo să le zică despre alții. Tocmai a primit un inel de, nu știu cât, 15.000 de euro. Sau, banam, nu contează. Eu prețul, nu cred, frate, asta. Un inel de logodnă de la Stan. Și era și piedone prin zonă care se care spunea, îi felicita. Care îi felicita pentru că va fi nașul, cumva. Ah, la revedere, nu mai e. Da, nu mai e. Dar uite că mai e un telefon în direct. Băi, ce bine merge vinerea. Hai, bună seara! Bună seara! Florin, bună. Sau vă deranjează. Salut, Florin! Bă, eu am alte necazuri, eu nu vin cu binecuvântări, eu vin cu blesteme. Blesteme să fie amplificatorul de la Bistrița, că se prinde foarte rău la 10 km de oraș. Asta chiar îmi pare rău. Dacă ai internet, să știi că emitem și pe internet, avem pagina de Facebook. O, omule, internetul e pentru clar văzător, nu pentru mine. E hâtru, îmi place de... Și acum, în momentul ăsta, tu ne auzi la ceva sau pur și simplu ne-ai atenționat, vedeți că nu merge releul de acolo? Ca... Nu, am un aparat cu care ascult, se aude foarte prost, de semnal stereo nici nu poate fi vorba. Băi, da, în general, lucrurile foarte bune în România se aud prost. Păi da, băi, omule, băi, dar programe din alte trusturi care au programe mult mai proaste din punct de vedere calitativ. Da, lasă că mă străduiesc și eu, poate că o să am și eu, la fel. Cine știe? Dar ai observat Trinitas ce bine merge peste tot? Băi, da, și în subteran, dacă intri într-o mină, prin Trinitas. Și în cerul, dacă te duci prin Trinitas. Care merge bine. Cum? Renașterea merge bine pe aici. Tot din spectrul ăsta. Aș înțelege să meargă așa bine doar de sărbători. Și după aia să-i lase și pe ăștia să funcționeze. Da, măi, îmi pare rău de problema asta tehnică pe care o întâmpin, dar în vreo 5 zile vin eu și îți repar releul. Promit. Hai să spun, nu, deci e problema că probabil e foarte slab. Semnalul. Da. La capitolul tehnic n-am excelat niciodată, dar o să spun mai departe. Eu mai ascult și pe Walkman și pe... Da, mă. La radio. Un verișor de-a meu. Nu știe că sunt director, ba. Păi o să afle, nu e nicio problemă. Cum v-am spus? Omule, o voi transmite problema, o să încercăm să o rezolvăm. Mulțumim de apel și de telefon. Mai avem un telefon în direct. Bună seara! Salut. Cu cine vorbim? Marius, am mai vorbit astăzi și cu colegii tăi mai devreme. A, păi Marius, eu nu mai vorbim. Am reușit să vă prind din nou și sunt chiar fericit că așa ceva nu mi s-a întâmplat de foarte mulți ani. Ce? Să reușesc să vorbesc cu voi și cu echipa de la 6 la 9 și cu tine, mai ales cu tine. Păi de ce și suntem aici?
Nu să vorbim cu oamenii, să fie interactivitate, să fie frumos. Păi nu. Eu vreau să spun că nu mi s-a întâmplat așa ceva, să reușesc să vorbesc tot timpul, știi? Și ce ați vorbit cu băieții fii mai devreme? Fii atent că o să ți se întâmple des. Deci nu s-a întâmplat asta des. Una, vreau să o felicit pe Luiza pentru accentul acela francez. Mulțumesc, sunteți drăguți, sunteți drăguți. Spune-și tu un râu rățușcă rămurică. Râu rățușcă rămurică, rică nu știa să zică. Deci îi place lui băiatul meu cel mic, are 13 ani și a spus că îi place Luiza, mai ales cum pronunță râu. Și îi place franceza lui. Mulțumesc, ce drăguț. Corupătoare de minori ce ești. Bănuiesc că știe și franceză, că ar trebui la acea accentare. Puținică. Am pierdut-o pe parcurs. Eram cea mai bună la franceză în școală, dar n-am folosit-o, drept pentru care am pierdut-o. Deci în momentul în care ești foarte bun la ceva, n-ai cum să rămâi bun. Rămâi tot foarte bun. Bun, atunci sunt bună la franceză. Trebuie doar să-ți dai un refresh și probabil vei vorbi franceză foarte bine, să știi că ai avea de câștigat aici dacă... Mă înțelegi? Bine, mă bucur că ne-ai sunat și că ai un tonus așa bun. Pare un tip vesel la ora asta. Sunt vesel pentru că vin de la antrenament cu băiatul meu cel mic, v-am zis, la ora asta. Sunt ce faceți? Ce sport? El face fotbal la Progresul. Boaftă, să-l vedem la Națională, ce să-i zicem. Deci aș vrea, dacă se poate, să... Ei, promovați copiii ăștia mai mult și voi, că am văzut că Măruță se băgase la Balotești undeva, nu știu, și Progresul fiind o... Stai să dau telefon, era radio de mașină datare. Deci Progresul fiind o echipă bucureșteană, cred că e păcat să piardă pe drum. Dar nu se găsește un sponsor? Care e problema? Nu știu, ar trebui promovați mai... Nu știu. Să vină lumea la meciuri, că nu înțeleg. Nu, la meciuri vin. Îți dai seama că părinții, deci la meciuri vin tot timpul, dar să știe puțin de ei, de copii. Mă refer, nu numai de ei de la Progresul, în general de copii, la sportul la sport să știe foarte puțin. Deci nu se implică lume. Da, adevărul e că e o problemă cu sportul. Eu am încercat să ajut o echipă de handbal de junior din Craiova și să găsesc o sală, nici măcar un sponsor nu trebuia o sală de handbal unde să se antreneze. Ăștia au construit mii de săli, dar nu știu la ce le folosesc, măi. Pentru spectacole. Eu n-am putut. În pantă, în deal, în tot felul de locuri, știi? Deci mai ales că Progresul, bănuiesc că știi, a avut BNR-ul. Arenele Progresul, celebre. Exact, da, FC Național, FC Progres, bancarii. Deci noi acum ne antrenăm pe unde putem. Deci plătim pe acolo, cu copiii, mergem de... Deci eu fac zilnic, când are antrenament, fac 100 de kilometri. Eu de Moara Vlăciei, de Nilfo. Ajung pe unde mă cheamă antrenor, și fac treaba asta, gândește-te, de când s-a închis Progresul. Cred că e destul de obositor pentru tine, te înțeleg. Nu e obosit, e o plăcere, că o fac pentru copii. Da, nu ți-ar conveni să fie o bază deja stabilită undeva? Da, bineînțeles, cum era la Progresul la stadion, te duceai tata acolo, știai, n-aveai nicio problemă. Dar e urât ce se întâmplă în privința sportului, în privința tuturor sporturilor. Știi care e faza? Performanța din sport are o legătură destul de mare cu performanța economică a țării, cu starea națiunii. Te uiți la performanțele din sport și îți dai seama cum e... respectiva nație. Părerea mea pur personală și fiind cât de cât implicat în treaba asta, că am făcut și eu sport când am făcut la vârsta mea, când a trebuit, noi practic acum ne bazăm foarte mult pe talentul nativ al românilor. Cam asta e, așa e. Nici de cum, în performanță, în bazele cum sunt în afară, să te duci, indiferent, nu vorbim de fotbal, de handbal sau indiferent orice sport. Deci nu se compară pregătirea de la noi sau banii care se investesc în sportul de la noi cu banii care se investesc afară. E perfect adevărat ce zici. Băi, hai să schimbăm registrul. Hai să zicem ceva mai optimist. Mi-ai spus că sunt bine dispus, mă apropii de casă. Așa să rămâi toată seara. Așa rămâi toată noaptea, nu e vorba de asta. Așa, un paște fericit și sper să, mai ales că suntem vecini, că lucrez în zona acolo lângă voi. Păi să ne auzim cu drag și altă dată atunci. Poate ciocnim un ou roșu, nu știu. Poate chiar, uite, facem marți, în ultima emisiune. Noi marți o să avem și noi după aia un concediu mic. Să ciocnim ou cu ascultătorii. Marți avem meci. O să vin cu niște ouă la voi. Te așteptăm, da? Vezi că nu glumesc. Da,
Nici eu nu glumesc. Te-am spus că lucrez în și știi de ce o să vin, pentru că după pandemie intru în concediu. A, foarte frumos. Bine, domnule, da, seară faină. Continuăm cu alt telefon în direct. Bună seara. Bună seara. Mai aveți un telefon în direct. Mersi că ne-ai spus. Da, v-ați fost salvate, da, fără nicio altă treabă. Tu vrei ceva de la noi? Sigur. E prins, ești mai prins, gata. Când mă salută cineva, e clar, ăsta vrea ceva. Deci, ascuns. Da, asta-și toate abise tot, nu e doar la tine, crede-mă. Ăsta cred că își dorește să fie un om mai bun. I'm the good people, nu. Ce faci, te pregătești de petreceri? Apropo de Paște, oricum, se cam știe că sunt niște chermeze de astea. Eu nu înțeleg că Paștele ar trebui să fie o sărbătoare a liniștii, a împlinirii sufletești, la. Și când îi vezi pe la discoteci, pe lângă biserică cu grătarul și cu alea, nu prea-s de acord cu lucrurile astea. Sunt, aș fi de acord după Paște, a doua zi, a treia zi, merge un chef, dar chiar în noaptea aia, hai mă. Nu am mai văzut de multă, știi, chiar în noaptea e liniște. Și prin, adică e mai liniște, nu mai e cum... Cum era înainte la biserică, nu mai aveai loc de cercetori, de nu mai știu ce... A început lumea să stea în familie, din câte am văzut eu în seara. Avem o șansă, înseamnă. Da, mai putem să mai credem. Mai putem să credem în ceva, să ori schimba oamenii. Exact, nu, eu nu cred, dar... Să fim pozitivi acum, să fim mai buni. După aia o să vină Adidas, un făcător de minuni. Asta ar trebui să-l ducem la național, Adidas, un făcător de minuni, că avem nevoie. Să știi că așa e. Da, hai să schimb subiectul, că nu sunt nici pițurcă și nici un mega specialist în sport. Îmi dau și eu cu presupusul la fel ca toată lumea. Păi nu ești pițurcă, nu te vopsești. Da, și nici n-am camere de luat vederi la mine când joc poker. Așa e, așa e. Să spunem și ție întrebarea noastră care, da, este corect, pe Facebook. Spune-ți-mi întrebarea voastră. Așa, pregătește-te. Ridic-o, că-mi place de tine. Mulțumesc. Și mie îmi place de tine. Da. Și mie de voi. Asta ne-a văzut pe Facebook, care a promis că o puneți. Acum, pauză. Urmează, într-o pauză, facem o poză. Îmi place de tine, că eu sunt cu toate pătrățele la mine și cu toți mușchii. Iată, eu ies din competiție. Te auzi, se aude ca o băutură carbogazoasă. Așa ia găs tu pe băieți, Luiza, da. Faci ca Pepsi-ul. Asta astăzi, da, o să-mi dezvolt noi metode. Așa, ai cu întrebarea să ne spui. Uite, eu azi am fost în parc și am întrebat oamenii care e întrebarea, Vlad? Când ai recunoscut că cineva are dreptate în ceea ce te privește? Când ți-ai recunoscut cumva greșeala, practic? Da, și ai zis, da, frate. Da, nene, ai dreptate, am greșit aici. De curând, genul săptămâna trecută, vinerea sau sâmbătă trecută, am avut un pariu cu cineva și a trebuit să recunosc că am pierdut. Ce pariu? Pe ce era? Era vorba de un jucător, nu știam că mai joacă la o echipă de fotbal. Mm-hmm. Și eu am zis că, domne, nu mai joc acolo. Da, de eroare de asta. Eroare de... micuță. După câteva super 200 de mii de pahare. Ce ai dat? Ce trebuia să-i dai? Încă câteva pahare. Înseamnă că s-a prelungit distracția în cazul ăsta. Îți dai seama că nu mi-a părut rău. Cred că a fost printre puține, sunt orgolios și nu mi-a părut rău atunci că am pierdut. Uneori eu pierd intenționat pentru... câteva bare. Tequila. E bine să știi că eu n-am avut tactică seara aia atunci la pariul respectiv. Pur și simplu s-a întâmplat. Băi, asta să fie paguba ta și uite, când ți-o fie mai rău, uite așa să zic că mă bucur că îți merge bine aici. Eu te-am mai băut, ascultat și pe ăla. Da, zic că te-am mai băut. Da, de obicei când am schimbat locul de muncă, am fost întâmpinat în majoritatea cazurilor, nu tocmai prietenos. Aici am fost un pic șocat că toată lumea a vorbit frumos cu mine. Poftim? Trebuie să înveți franțuzește. Păi mă antrenez că franceza înseamnă prosperitate aici. Ne antrenăm împreună, Vlad. M-am interesat, îți dai seama, am toate dosarele pregătite. Eu că am văzut și niște posturi pe Facebook sau ceva de ce nu... E incroyable! Ce pa posibil! Văd, gata, ești antrenat. Păi vezi, v-am promis că învăț. Da. Foarte bine, mă bucur că îți merge bine și că ai succes și ține tot așa. Băi, dacă zici tu așa, atunci să se ducă și din succesul meu către voi. Să fie așa, o energie de succes între mine și ascultătorii mei. Numai noi să avem succes. Exact.
O seară faină, îți doresc, dacă mai îți vin idei nebune pe parcursul, nene. Nu, mai, o să pot să vă pun sunt, dar vă salut și vă zic toate cele bune. Ok, ai grijă de seară, să nu exagerezi. Nu pot să nu exagerezi. Faci ce vrei, dar să te simți bine, asta e ideea. Asta e cea mai bună idee. Domnul meu, seară faină, hai să difuzăm și o melodie. E vorba despre Sean Paul, săracul. Cred că i-a crescut barba de când așteaptă să intre la noi pe post la Hai să ne înțelegem cu Vlad Preoveanu. Vedeți că avem și o pagină de Facebook, Hai să ne înțelegem, căutați-o. E întrebarea adresată acolo și eventual ne mai puteți scrie și ce ați dori de la noi, că suntem niște oameni receptivi la nevoile ascultătorilor noștri. Până atunci, muzică! Astăzi spun pariu că o să vă amuzați la sondajul care nu e bun de nimic. Bun, am muncit ce-i drept mai mult, că ba suna ocupat, ba îmi spunea telefonul că acest număr nu e valabil, ba era muzica tare, ba alta vreo oră, numai așa am ținut-o din eșec în eșec până am dat de o tanti absolut fabuloasă. Check this out! What you're doing and listen! Am așa că am dat de o treabă, că îți popui din unele... Să zic, nu e cu... Sondajul care nu e bun... Are you ready? So here it is. Alo? Alo, sunt româna doamnă, Vasile Cocolin e numele meu și sunt consilier la primăria din Grădinar. M-a rugat domnul primar, mi-a dat un set de 10 întrebări și lucrez peste program să-mi răspundă oamenii din urbe. Aveți timp 2 minute să scap și eu? Așa. Sunteți de acord să se asfalteze potecile intercomunale? Da. Bun. Aprobați construirea lângă comuna unui cimitir de Rolls-Royce-uri? Nu. Sunt niște tractoare, sunt depus pe acolo. Nu. Ce mirosuri vă deranjează în localitate? Păi, mirosurile care sunt de la haznale, de la asta care nu sunt de la canalizare. Trebuie canalizarea făcută. Asta da, bifăm deci mirosurile de la canalizare. Sunteți de acord să organizăm campionatul județean de lupte în noroi cu femei? Nu, asta nu. Nu sunt femeile în stare să facă așa ceva. Bun, bifăm, nu. Mai ales la noi, în altă parte o fi. Ok. Mi-a zis să vă anunțăm că va fi foarte mult zgomot de începând de luni până duminica viitoare. Avem o delegație de la București și va fi petrecere pentru ei să sărbătorească. Au venit să-și facă Paștele aici. Așa. Și v-a anunțat să vă pregătiți că vor fi boxe, muzică, de-astea. Păi au mai fost ăștia. Ce să le facem noi? Păi... E standard și la noi la poartă, ce să mai... Că am fost eu la primar, o să vin eu să-i explic eu primarului că n-a făcut nimic el la un gat. Ne-a pus un boțavă care a fost treaba să o pun pe aceea așa că stau cu apa în curte, uite, nu pot să pun nimica. Mă rog, vii, nu e dumneata, dar vine, vii eu la primar și explic, a făcut fântâna, pute, aș vrea să vină niște delegații încoace să le arăt eu, dar să mă găsească pe mine să le explic eu de comună. Cel mai bine rezolvați cu domnul primar, eu chiar nu mai rezolv cu niciun primar, că m-am lămurit. Păi, adică ce, eu fac drumul în palmă la primar pentru ca ce? Să... Am înțeles. Păi, de câte ori am, sau vicele, bă, mă duc și iau țavă, nu știu de unde, uite apa asta aceea, ca la nebuni, uite cu alea uliță, hazlaua de la doctoră curge de pute, de nu poți să stai în uliță, fântâna aia e focar de infecție de la dispensar, ce Dumnezeule, și mai pune și întrebări. Da, bă, astea sunt, o să se rezolve, probabil. Da, știu, se rezolvă, păi, cine n-a zis, care primar a zis că nu se rezolvă? Toate s-au rezolvat și niciuna. Aia e. Da. Doriți să vă înscrieți la premiile Oscar pentru grădinărit? Nu. Nu vă place grădinăritul sau? Nu mi-a plăcut și nu-mi place grădinării. N-am pus grădină niciodată și nu știu ce e aia. Mâine, dacă sunteți acasă, o să vină sanepidul să vaccineze animalele antiemporsă. N-am nevoie de niciun sanepid. N-aveți nevoie? Nu. Cum vă imaginați localitatea peste, să zicem, 2000 de ani? Mai proastă ca astăzi. Peste 10 ani localitatea noastră va fi mai proastă decât astăzi. Decât, uite, astăzi însemna ziua de astăzi. Dar cum vă imaginați peste 2000 de ani, să zicem? Păi 2000 de ani nu mai fi localitatea. Da. Oamenii reclamă mai mult la poliție sau la detergent? Nu reclamă nici la poliție, nici la primărie, că n-au cui. Nici polițai, nici primari n-au cui să reclame. Că chiar dacă te duci să vorbești ca televizorul singur. Da, am înțeles. Vă plac mai mult banii sau dragostea? Mie nu mai îmi plac nici banii, nici dragostea. Sunteți supărată? Mi-a plăcut dragostea odată, banii tot la fel, acum nu mai îmi place nimic. Bun. Îmi place liniștea și atât și sănătatea. V-ar deranja dacă primarul ar cumpăra peste vreo 100 de hectare din... Să cumpere și 1000 de hectare. Dacă e deștept să cumpere. Am înțeles. Doamnă, mulțumesc frumos. Vă doresc... Cu plăcere, domnul. Cu plăcere. Doresc... Și cum mai aveți nevoie,
Îi spune și lui domn primar că ați vorbit cu doamna de lângă dispensar. Da, că e... Și a zis că vă mulțumește că ați rezolvat tot ce a venit aici. Nu mai viu că n-am de ce să vin. Vin acum dacă este, le-am spus și lor, aduc o televiziune să-i dea și pe ei la televizor să vadă ce e în comuna lor. M-am săturat, nu mai pot. Păi cui să-i mai reclam? Cui să-i mai spun, nu să reclam? Domne, ajută-ne, domne, să facem și noi ceva, că nu mai putem de mizerie. Cui? Păi, nu știu, la Dumnezeu să vă rugați. Păi, ce să mai uiți la Dumnezeu? Păi, auziți, eu am mutații pe Zăvideni. Vă spun din tot sufletul meu că dacă te duci la Horoscu, în primăria lui Horoscu, sau dacă te duci pe ulițele, pe coclaurile din Zăvideni, din Prundeni, din asta, sunt mai mare dragul să umbli. Dar are 10 mandate și o mai iese, moare din primărie. Dar e primar. El vrea... Dar aici s-au schimbat, că fac. Chiar face. Am înțeles că săptămâna viitoare va polei cu aur tot gardul de la primărie și acoperișul. Să poleiască și cu... ce vrea. El poleiește cu primăria și încoace pute pământul. Ce să facem? E posibil așa ceva să pută Ahoit? Da. În comună pute Ahoit și la primărie pune aur. Hai, domne, că e chiar strigător la cer. A zis să arate bine. Da, să arate primăria și îi lasă moară în puțuț. Da. Da, așa e. Dumneavoastră ați fi de acord? Eu nu sunt prea mic în toată treaba asta. Sunt un biet consilier, nu sunt... Da, da, domnul primar, dacă ar fi... Că stă, are atâtea case pe la stradă, ar avea ce-am eu la poartă, la stradă, ce-ar face? Da. I-ar conveni? Aia e, ce să... Da, bine, domnule. Doamna era destul de supărată, părea că s-ar pricepe la meseria asta de primar mai bine decât primarul, știa toate problemele comunei, deci... chiar, da, jos pălăria. Dar nu mai vrea nici bani, nici dragoste. Nu, nici dragoste, nimic, nimic. În schimb, eu vreau să luăm un telefon în direct, ne sună cineva din Elveția. Salut! Salut, salut, bună seara, ce faceți? Uite, ne gândim la tine, ce ciocolată mănânci, ce ceasuri fabrici. Am auzit ce vorbeați acum în direct cu anumite persoane din România. Da. Sunt supărați oamenii. Ce subiecte au, ce subiecte se deschid în România, deci nu vine să cred. Ce mă, voi aveți în Elveția cimitiri de Rolls Royce-uri? Păi a spus din Elveția, a spus la de 21, e foarte frumos și îmi place foarte mult. Ce faci pe acolo, cu ce te ocupi? Păi ne ocupăm și noi, ce putem. Da, am înțeles. Putem. Vreau și eu, vezi, vreau și eu un Schaffhausen mai, la un preț mai bun. Da, la un preț mai bun? La un preț mai bun, ca pentru mine. Da, la fără taxe sau cu taxe? Măi, da, la, ca între prieteni. Da, ca între prieteni, păi se rezolvă, se rezolvă. Perfect, asta îmi place la ei, că e casa de comenzi, casa albă. Vii tu încoace sau vii eu la tine, sau cum facem? Ne orientăm, găsim noi o variantă. O să... Găsim o variantă, absolut, absolut. La elvețieni nu vin, m-am întâlnit la mare anul trecut cu niște elvețieni și au aflat că sunt români și îmi zic că păi tu ești ăla care îmi fură mie mașina în fiecare an. Dar vii la mine, eu sunt român, tu vii la mine. Așa da, și zic că... Da, zic, eu cu una furată chiar am venit acum la mare, zic, să știți că le întrețineți foarte bine, îmi plac mașinile voastre. Da? Da, l-am șocat un pic, da, că nu se aștepta. Da, mă ține, mai ales că toată lumea, urma Mercedes-ul și BMW-uri aici. Da, o duc rău, săracii, cu neutralitatea lor. Foarte rău, pe plan, da, pe plan de economic o duc foarte rău. Cum ori putea, mă, să trăiască așa relaxați? Foarte înapoiat toate de români, la un nivel mai micut ca noi, da? Să nu exagerăm aici. Nu, din ce punct de vedere zici că sunt mai înapoiați elvețini? Absolut, da. Păi n-au griji, că le merge totul bine și se plafonează. Asta ar fi singura explicație. Nu fac griji pe o zi pe alta, da. Așa aruncă cu banii stânga-dreapta ca și cum aruncăm noi cu 10 lei pe stradă la un cercetor. Înțelegi? Ar fi faimă să ne facem și noi țară neutră, România. Vrem și noi să fim neutri. Știi când va fi? Cred că peste vreo 20-30 de ani dacă va fi. Băi, în momentul ăsta, dacă, dar hai să trecem peste partea asta, că intrăm în politică, da, după aia. Absolut, absolut, da, nu e treaba noastră. De distrat, cum te distrezi? Cum sărbătorești Paștele în Elveția? Păi, sărbătorim acum să fie florile, nu? Pe duminică, se zice. Păi ne gândeam acum, săptămâna viitoare, când o să vină Paștele de flori, stăm așa frumos în casă. Aveți biserică ortodoxă prin zonă ceva? Sunt dreapta, dar ortodox, da. Și după aceea de săptămâna viitoare când începe Vinerea Mare, poate dacă mergem la biserică, cred că biserica era să fie undeva într-un local, într-un restaurant, undeva ceva pentru noi. Să-ți iei pastile de ficat. Sunt mai mulți catolici.
atunci, da. Da, și ce vreau să zic, în rest, că vine Paștele, am zis că măcar cu Paștele facem între români aici, între noi. Cât sunteți? E o comunitate mică sau dezvoltată pe acolo? O comunitate mai micuță, da, într-adevăr. Suntem mai mult puțini, suntem mai uniți împreună și totul este ok. Mă bucură să aud asta, că românii sunt uniți, uite, în străinătate. În America, da, auzisem alte povești, că se cam... Cam greu găsești e cineva unit ca noi, înțelegi? E foarte greu de găsit. Vă cunoșteați din țară sau v-ați întâlnit acolo? Ne cunoșteam din Ungaria, din Budapesta. Înseamnă că deja aveați o relație și doar v-ați consolidat-o. Absolut. Și acum ne-am strâns, au venit și din Irlanda și au venit acum în Elveția la mine aici. Da. Am zis că să facem un pas așa mai fericit, cum fac toți românii. Păi n-are cum să fie altfel. Asta e clar. Absolut. Măi, elvețianule, îți mulțumim pentru telefon. Va urma ceva publicitate. Mulțumim. Da, cât mai multe audiții și cât mai multe, cum să zic, urări de bune, de bunătate, de bine și ne auzim în viitor. O seară bună vă doresc. La fel. Ciao. Astăzi seară nici nu o să am nevoie de faruri. Lumina sufletului meu îmi va arăta calea către casă. Îmi place, totul e pozitiv. E o atmosferă bună. Avem un număr de telefon pe care trebuie să-l anunțăm, 0372069699, la care voi puteți suna din acest moment. Eu o să dispar un pic de pe post, după care voi reveni. 10 fără 5 minute, asculți Radio 21. Hai să ne înțelegem cu Vlad Craioveanu și cred că și reușim să facem asta. Lui Zica, draga mea, hai să trecem la un subiect destul de sensibil. Astăzi este prima emisiune în care ne primim și noi o țeapă de la un invitat. Este vorba despre celeb WhatsApp, care trebuia să ajungă de pe la 9. WhatsApp, dacă ne auzi, te rog frumos, rămâi acolo unde ești, vezi-ți de ale tale, distrează-te, simte-te bine, cum zice românul. Și ne-am auzit noi când o fi cazul. Mie nu prea-mi place să primesc astfel de tratament de la invitați. Dacă faci așa și în concerte, o să ajungi departe, friend. Da, nu vrea să colaboreze cu noi. Vrea să colaboreze cu el. Da. Să colaboreze cu cine vrea el, mă. Eu acum am telefoane în direct, mă simt bine alături de ascultătorii mei. Artistul să rămână unde își dorește dânsul. Bună seara, bine ai venit. Bună seara. Timișoara. Jessica. La 4 stă un domn cu nasul mare, se învârte la sarmale și la apucă în data mare să dea maneaua cât mai tare. Și apoi gândind în sine, la Radio 21 e mult mai bine. La permisel se gândește, poate îl pomenește. Mm-hmm. Păi în cazul ăsta tu ne-ai luat-o înainte, nici n-am anunțat rubrica, ai venit pregătită, ceea ce mă bucură într-un fel, ai dat dovadă de că ți-ai făcut temele de acasă, dar fii atentă, hai să recapitulăm, să o luăm de la capăt, să înțeleagă oamenii despre ce este vorba. Tu vrei să câștigi plata a școlii de șoferi, foarte bine faci, dar urmează... Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Despre asta era vorba aici. Haide, ia din nou cu nasul mare, zi. La 4 stă un domn cu nasul mare, ce învârte la sarmale și la bucă data mare să dea maneaua cât mai tare. Și apoi gândind în sine, la Radio 21 e mult mai bine. La permisel se gândește, poate îl pomenește. Scumpa mea, e ok până aici. Da. Din partea mea... Ți-aș da acum premiu, dar să mai ascultăm și varianta 2. Să vedem ce spune altcineva. Bună seara! Alo, ești în direct la 21. Alo, Victor sunt. Salut, Victor. Haideți să ascultați și povestea mea. Hai. Foaie verde și-o alea, nașule Maria ta, vreau să cânte muzica. Radio 21, bineînțeles. Marinela e viața mea, se mă uită când vrea ea și cu cine vrea. Ia. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea, că pe mine nu mă vrea. Deci am rugămintea, nu mă stresa, că permisul mi-l voi lua. Băi, eu cred că ți-aș face un mare rău ție dacă ți-aș da carnet și ți-am plătit școala de șofer, pentru că mi-ar fi teamă să te urci așa la volan. Păi cam așa sunt în fiecare seară. Asta este... Și vreau și eu, vreau și eu, permis ca să ajung mai repede acasă când dau cu prietenii.
Bine, fata s-a detașat, îmi pare rău, a câștigat, n-aveam cum să-ți dau ție premiu, păream un tip fără spirit civic, fără multe lucruri. Irresponsabil. Da, multe chestii importante, mi-ar fi scăpat printre degete. Mai devreme m-a sunat un ascultător și m-a rugat foarte frumos, n-a vrut să intre nici în direct să-mi spună asta, vreau o melodie, nu sunt cel mai mare fan al ei, dar pentru că ascultătorul meu vrea acea melodie, voi difuza acea melodie. E vorba despre Jay Yolo, Te Popa. Băi, cum sunt și englezii ăștia, vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia, am nevoie păi de aia. Păi de asta se grașă. Probabil, e o doză de adevăr în ce spui. Hai să mai auzim informații de la tine, că ești acolo pe recepție. Ai auzit de treaba asta cu plecatul pe Marte, în afară de ce... Cine pleca pe Marte? Cred că Smiley. Smiley e plecat pe Marte, da. Ei bine, se face... În România se pleacă pe Marte. Da. Mai mult. Se fac niște experimente... Cât e biletul? Măi, asta e că e doar bilet dus, te poți muta pe Marte, asta se va întâmpla în 2023 și da, acum știu. Se fac înscrierile. Știu povestea aia. Exact. Vor să colonizeze cumva da. Martele. Exact. Și a aplicat și o româncă, cred că, nu știu dacă a aplicat mai mulți, dar tipa asta a ajuns la presă și zice că e hotărâtă să se ducă acolo și să-și facă o familie și copii și... toate cele. Ce zici tu despre asta? Care sunt taxele și impozitele pe Marte? M-aș interesa înainte să mă duc acolo. Da, e foarte interesant dacă vă folosi ca monedă de schimb banul. Sau... ar mai putea fi o ipoteză dacă oamenii se duc pe Marte să colonizeze Martele. Dacă eu, spre exemplu, am ajuns pe Marte și zic gata, Martele e al meu, să nu mai prim picior de om pe aici. Nu-i mai lăsăm. Doar noi ăștia care suntem acum, noi avem voie. El, alții, de fapt, nu sunt la fel de oameni ca noi. Păi te văd făcând o treabă de genul ăsta. Da, și eu. Să preluăm conducerea asupra Martelui. Da, cred că femeile care decid să plece pe Marte, cel puțin femeile din România, speră la o diferență de... Știi că în România sunt câte femei la un bărbat? Vreo... Câte vreau. Câte vrei, iarăși câte vrei. Sunt multe femei pe cap de bărbat. Așa, bine spus, pe vezi cap. Vezi câte sunt aturnate de trup. Corect asta, pe cap de bărbat, așa e. Multe femei pe cap de bărbat în România și cred că femeile din România ar avea o șansă pe Marte, pentru că bănuiesc că se face o proporție între femei bărbați acolo. Mă gândesc că dacă îți vine ideea asta atât de tâmpită să pleci pe Marte, tâmpită n-ar fi, că de curiozitatea umană e mare, știi? Și pentru cei nemulțumiți de viața lor... Trebuie să ai parte de o depresie, o dezamăgire profundă pe pământ și să zici gata, băi, specia asta m-a dezamăgit în așa hal încât vreau să mă duc pe Marte să nu mai aud de ei. Da, cred că eu încă mai sper să mi se întâmple lucruri bune pe pământ. Încă rămâi cu noi, da? Rămân, sunt aici pe recepție. Uite, și eu o să rămân cu ascultătorii pe recepție și vreau să le difuzez așa o melodie ca de vineri seara, să-i pregătesc, să le fac un warm-up pentru petrecere. O melodie de când eram eu mic, de pe atunci vine ea. Ia să vedem, știți despre ce este vorba? Old School Baby. Revenim în direct cu Luiza Vlad la Hai să ne înțelegem cu Vlad Craioveanu. Îi spunem bună seara Luizei din nou. Bine, la ce te-ai mai uitat prin calculatorul? Am o veste foarte șmecheră. Este cu maneliști și despre maneliști. Și anume, un manelist din capitală a fost reținut astăzi de poliție. Maneliști în general sunt niște tipi reținuți. Foarte reținuți. Foarte reținuți. Nu dau nimic din corazon. Și a fost reținut pentru că vindea droguri, domnul manelist. Serios? Da, și Vlad, să știi că în lumea manelistică, acum poate ne pune maneliști în cap, dar în lumea manelelor se învârt foarte multe droguri. Ei, în primul rând, sunt mari consumatori. Poate o să mă calce o Dacie cu multe curciulițe. Nu știu. Da, da, exact, cu turnuri. Cu turnulețe, da, o să-mi cadă un turnuleț și în cap. Și garduri de aur. Da, și l-au reținut pe tipul ăsta pentru că avea foarte multă heroină la el, vreo 400 de grame, mă rog, acum nu știu cât de multă e, dar cred că e suficientă. Și cocaină. Și știu că da, cocaina e drogul preferat al maneliștilor, pentru că le dă energie, vezi. Bă, da, de unde știi mă tu atâtea lucruri? Păi sunt manelistă. Fără număr, fata. Fără număr. Sunt o mare manelistă. Auzi, dar manelistele... Când aud chestia asta fără număr, nu se întristează un pic? Cum? Fără număr? Ce facem în cazul ăsta? Măi, n-am văzut maneliste triste, să știm. Mie mi se par foarte fericite manelistele. Da, par, într-adevăr, debordante, bine de întreținute, energie. Mănâncă bine, șunculița e acolo, ștrasurile sunt acolo. Își pun ștrasuri, știi, își pun ștrasuri pe dinți, da. Pe unghii.
nu m-aș risca cu ștrasuri pe dinți la o ceafă de porc sau ceva. Da, pierzi ștrasurile. Pierzi ștrasul, se duce Swarovski, n-ai vei. Îți plac cefele? Late. Da. Da, duble. Da. Duble, ălea îmi plac, triple, așa, cu onduleuri. Chiar la țipost, pentru Paște asta acum, ar trebui să fim în post, nu? Da, suntem în postul 21, Radio 21. Exact. Nu, eu nu țin post, eu sunt pe post. Bravo. Că uite, Andreea Marin a mărturisit viața presei că nu o ține post pentru că ține o dietă. Și acum să te ții, o să-i sară toată lumea în cap că, vai, Andreea Marin nu ține post. Nu, dar dacă ea a spus că ține o dietă, cum poți să interpretezi că ține post? Postul e postul, dieta e dietă, nu? Da, și a zis că ea este în această s-a îngrășat și vrea să slăbească și face această dietă care nu are. Bine, ea n-a fost niciodată foarte slabă, Andreea Marin, dar din... Cum mai Vlad, n-ai văzut cum o văd eu? Ca o căpriță așa pe muzica lui Bănică. Îi stă mai bine așa Rubicondo un pic. Da, cred. Serios, plus că cred că nu n-ar arăta atât de interesant dacă ar fi slabă de aia de ketot. Dar pe Brăduleasca o vezi mai plinuță? O văd rar. Că stă la Nisa. Întreabă-l pe Dani, habar n-am la Rădulească. Rădulească a fost cam întotdeauna foarte atentă la formele ei. N-am prins-o niciodată în offside să zic că e mai grasă în aici decât acolo. A fost linie, nene. Au întrebat-o niște redactori de prețurile de la piața din Nisa. Și au întrebat-o câte kilo de cartofi și a zis că nu știe pentru că nu consumă cartofi. Dar trebuia să-mi trebuie de ridic, de ceapă, de broșii. De 3 lei ridichi. Exact, cât e taxiul, cât e ceasul la Nisa. Ți-ar plăcea să o avem invitată pe Rădulească? Da, eu o cunosc de ceva vreme și ne-am înțeles omenește. Am comunicat normal, firesc. N-aș avea o problemă. Dar cu... Dar mie să nu aplice metoda WhatsApp. S-ar putea să ne facă de asta, să o rețină Dani. Da, nu, e genul de cuvânt. Când zice că vine, vine. Când zice că nu vine, nu vine. Aia. O aduce Dani pe motor. S-o aducă. M-am întâlnit cu Dani acum vreo 3 zile la cumpărături. Și cât era kilul de cartofi? A zis că Rădulească, știi? Da. Păi, hai să mai auzim o melodie. De data asta, nu că nu mai au razna, nu mai bag de-astea din copilăria mea. Ce naiba? După aia cred oamenii că sunt nostalgică, vreau să-mi retrăiesc tinerețile. Nu e chiar așa. Mergem înainte, nene. Avem un DJ Antoine cu Timati featuring Kalina. Welcome to the Saint-Tropez. Direct din Saint-Tropez, cred că a venit și WhatsApp în acest moment în studio. N-ai... Greu. Nu m-ai prins cu cea mai bună energie pe mine. Înțeles, avionul n-a mers. Asta e problema. S-a stricat jetul. Păi din Saint-Tropez, îți dai seama, până aici, dacă am pierdut de două ori benzina toată, cred că era o fisură ceva la motor, mă înțelegi? Am înțeles. Hai oricum, să zicem aveam radio în avion și te-am auzit când ai zis că ca WhatsApp care nu vine, dar asta nu e nicio problemă. Da. Nu știu, oricum, îți dai seama, zic... Dar ce ai fi vrut, ca WhatsApp care a venit aici și tace, e într-un colț și nu vrea să spună nimic, de fapt. Corect, stă ascuns. E, de fapt, la toaletă, cum am fost, știi, la premii ce am făcut? Nu. Am luat și o prima oară premiu pentru cel mai bun debut în viața mea. Și unde crezi că eram eu când am luat premiu? Bineînțeles la premii, dar la toaletă. Acolo l-ai auzit? Da, ai auzit scena? 22 și 22, fii atent că e un semn. Este, e sincron. Total, și la ceas și la oră. Cum să zic, îmi pare rău. Da, și da, nouă ne pare rău. Bulversez WhatsApp. Da, o să mai avem parte de o jumătate de oră de acum încolo. Divin, așa că la tir... Da. Hai, uite să încep cu ăla care mă plictisesc pe mine, cu albumul, cu casa de discuri, cu etc. Ce să zic, casa de discuri o iubesc și o respect, îmi place, mă ajută întotdeauna. Okay. Îmi pare rău că nu te-au sunat să te anunțe cam întârziat. Păi, sunt în România, nu sunt toți profesioniști. Ai mei sunt profesioniști, dar cred că acum era somnic lui Zihan, că și eu când l-am sunat mi-a zis, bă, mi-e un pic somn, stă obosit. Okay. Așa. Iar că despre album, ce să zic, Marius Moga m-a rugat în tot sufletul lui să-l termin până pe 1 iunie, ceea ce nu știu dacă o să reușesc. Ca să-l scoți de ziua copiilor. Îl termin mai greu tu de obicei. Nu e vorba de asta, e problema, e că nu mă așteptam să întâmple tot atât de repede și să înceapă... Sunt foarte multe emisiuni, concertele, single-ul, sunt multe, alerg într-una, știi, și nu știu dacă chiar o să apuc. Îmi doresc în toată inima, îți dai seama, că vreau și un album. Logic, adică... Să ai și tu albumul tău, cum ar veni. Da, dacă îl ratez pe 1 iunie, cu siguranță pe 15 septembrie, când o să vină și următorul meu single, Ora 7 se numește, atunci sigur voi da și albumul. Revenim imediat. A fost o desincronizare pe parcurs, ne-am lămurit într-un fel de ce a întârziat WhatsApp 100... cât? 100 de minute. Da. Ok.
Băi, la concerte sper să nu se întâmple la fel, măcar pentru publicul tău. Dai să rămână... zic, când se întâmplă așa la concerte, e ok. Este semi-bine, dacă întârzi o oră, este tocmai ora aia când apucă ei sâmbete, știi? Păi știi cum e, că e ora academică, nu mai e sfertul academic în România. Corect. S-a dus ideea de sfertul academic. Academic. Hai să vorbim despre colaborările tale. Din câte am observat până acum, ai avut foarte multe colaborări, featuring-uri, n-a scăpat aproape niciun artist. Cu care te-ai simțit cel mai bine, care ți-e cea mai dragă colaborare? Îți dai seama că nu pot să fac între ei acum o zi, să zic cu care m-a simțit cel mai bine, că ar fi de porc, dar în același timp îți zic că Andruța da. A fost cel mai de ajutor. De ce? Pentru că... A spart melodia cumva. Unul la mână a spart melodia și doi la mână, îți dai seama, artist nou fiind, mergi la toate emisiunile, e un pic așa, știți, e un pic jenă, ai un pic emoții. Lasă-mă, ai nimerit bine. O alare pe Măruță acolo, în trus, n-aveai cum corect, să ratezi. Corect, dar în momentul în care mergi cu Andra, îți dă așa un vibe special, știi? Înainte să intri, hai mă că e bine, hai că o să fie bine, hai, las că-i spașul, dacă n-ai vorbit de data trecută, vorbești de data asta, știi? Degajă o energie pozitivă. Asta zic, întotdeauna, nu știu, cu zâmbetul pe buze și m-a ajutat foarte mult. Da. E o fază să-ți dea un backup înainte să intri pe scenă, cred că și... Să știi că contează foarte mult lucrul ăsta. Păi să continuăm mult. Discuția după telefon, că ne așteaptă cineva, avem un telefon. Nu, no, mâine vreau. Hai acum! Mâine continuăm. Da, este un domn din America, să nu mai facem să aștepte pe fir, pentru că pe el îl costă destul de tare impulsurile. Vă salut! Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara. L-avem pe WhatsApp aici, e un tip care e pe val în momentul... Da, am auzit. Așa. Ce a fost mai întâi? WhatsApp aplicația sau WhatsApp cântărețul? Dacă mă întreb pe mine, WhatsApp cântărețul. Eu am numele ăsta după la 13 ani, adică au trecut ceva ani, știi? Serios? Serios să zic. Trebuia să ți-l înregistrezi, te umpleai de bani cu... Îți dai seama că n-aveam cum să înregistrez o dumă ca WhatsApp, adică WhatsApp e de sine stătător, știu toți. Mai știi tu aia cu WhatsApp? Da, da, din de filmul ăla a venit? Exact, de acolo vine. Eu eram mic, mă îmbrăcam larg, aveam 13 ani și tot spun studiona, era greu să-mi zică Marius. Eu le-am zis, bă, mă cheamă Marius. Da, bine. WhatsApp, ce faci? WhatsApp, Marius, WhatsApp. Doar pentru că aveam blugi largi. Asta. Toate au un început vorba aia. Corect. Cum hai vă să... numiți, domnule, din America? Da. Da, nu m-am vrut să vă salut, v-am mai sunat și la săptămâna trecută și... ești cel care era în trafic și ascultai radio, nu? Da, da. Acum la muncă în continuare și vă ascult, mare plăcere și am auzit de la început că trebuia să vină WhatsApp și am zis să-l salut, știu că e nou pe piață. Să-l încurajăm cumva. Salut, pe întrebare, unde anume în America stați? În Boston. În Atlanta. Ah. În Atlanta? Oh, tare, frumos. Da, îmi doresc de când m-am născut să ajung acolo. Nu în Atlanta, îmi doresc de când m-am născut să ajung în America. E o comunitate mare în Atlanta, de curiozitate, că vorbim cu WhatsApp, poate are rost să cânte sau să nu cânte pe acolo. Da, e o comunitate destul de mare, dar nu prea, sunt mulți, să spun așa, popeiți, cum să spun, care vin mai puțin pe la spectacole. Am avut cântăreți de marcă pe aici și da, am avut puțin spectatori din, spre rușinea noastră a românilor de aici. Păi te bate Dumnezeu dacă te bucuri. Păcat. Cine v-a vizitat? Da, ce artiști au venit în concert acolo? Păi, bine, nu cei noi care se ascultă la radio acum, dar Mirabela Florina, Daura, Chiriac, genul ăsta, cred. Mirabela Daura, auzi. Maria Dragomiroiu, Raul, Nicu Paleru, mă rog, mai mult și... Da. A fost cum o plăcere să vedea pentru că rămâne ai noștri și îi ascultăm și ne aduc aminte de țară și se face dorul și mai greu. Te credem. Băi, eu îți urez Paște fericit și cu tot ce trebuie acolo, cu miel, cu ouă, roșii, faceți? Da, cum să nu facem și vânătoare de ouă. În Vinerea Mare vă duceți la biserică? Aveți o biserică ortodoxă, cred. Da, cum să nu, avem biserică ortodoxă, ne ducem la biserică de ieri. Frumos. Acum mie că mergem de Florin, pentru Florin. Măi, deci, salută-l pe Obama din partea noastră și pe nevastă sa. Nu, tot salut pe altcineva, eu nu pot să salut. Nu te bagi. Bine, o să găsesc eu o metodă să-l salut pe Obama odată, nu știu, poate pe Facebook. Ok, până la asta vreau să vă salut pe voi, Paște fericit, săpătăți fericite și... O dorință am și eu. O dorință am și eu acolo în America. Două cuvinte în engleză, se poate? Așa pentru sufletul meu. What's up? You know what I'm saying. Right. Bine, domnule, o seară bună sau o zi bună, că la ei e zi acum. Atunci când ne-a sunat era vreo 5 după amiaza în America. Da.
Anyway. Fii atent, hai să zic eu cum începe drama. Fata avea sufletul negru ca Obama. Like that. Yeah. Asta zic. Măi, WhatsApp, care e treaba cu tine și cu muzica? Cum de te-ai apucat? Cum ai apărut pe piață așa deodată? Zic, totul s-a întâmplat în momentul în care m-am născut. Da, au trecut vreo 3 ani până am început și eu să vorbesc ca toți copiii normali. Și pe urmă mai trecut 2 ani până când am realizat că eu chiar, mă rog, îmi place să fac versuri, știi? Mie chiar îmi place să fac versuri. Uh-huh. Și anume, deci la un moment dat a venit mama: domne, hai să învățăm pentru grădiniță, că trebuie să învățăm poezia asta, George Coșbuc. Ok. Și a tot încercat săraca femeie vreo 2 săptămâni, știi? Hai mă Marius, știi? Am ajuns la serbare. Și ai făcut un remix. Nu, am ajuns la serbare și a fost prima oară în viața mea când am făcut un freestyle, ca să zic așa, știi? Da. Foarte interesant. Am început să vorbesc, nu știu, aveam vreo 6 ani, să zic, 5-6 ani, fix până în școala generală, știi? Interesant. Și m-am uitat în jur și am început să zic, e, bla, 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 am ceva pe nară, să rămână, doamna profesoară, bla, bla, bla. Îți dai seama că n-am zis ceva pe nară, cum mi-a venit în cap. Dar nu știu, mi-a venit ceva atunci în cap și atunci am realizat, zic, bă, e foarte tare, cel mai tare joc care l-am întâlnit până la vârsta asta. Da, tu nu te-ai jucat cu soldății, cu cuvintele, exact, mai mult. Cuvintele, exact. Și când am ajuns prin clasa a doua, să zic așa, când deja am reușit să scriu cum trebuie, a apărut și prima mea poezie într-o zi, într-o revistă a școlii, știi? Foarte bine. Lucru care mi-a dat tot avântul din lume și am zis, gata, vreau un album de poezie, o să fiu și eu un Eminescu în viața asta. Am mai avut o discuție tot cu un... Și asta s-a întâmplat. Un tip din industria muzicală, ce, cu Schizo Skills, mi se pare. L-am întrebat de ce n-a scos până acum niște cărți de poezii, că tot pe zona asta a pendulat cumva. Și ce azi? Că a ales varianta muzicală mai confortabilă și gândește-te că e mult mai profitabilă. Trebuie să scrii, să te doară mâna și să câștigi puțin după aia. Când așa scrii 4 strofe, le-ai găsit pe alea ok să prindă la toată lumea și te-ai scos. Aia da, e. Din punct de vedere financiar e mai ok cu muzica, într-adevăr, dar, mă rog, eu mi-am propus pe la 59 de ani să scot prima carte de poezie și am și anunțat-o de câte ori am avut ocazia. Ai început să scrii la ea deja sau? Dai seama că scriu de 20 de ani la ea. Adică ai tu ceva adunat pe acolo. Asta zic. Și atunci m-am gândit la 59 de ani, probabil dacă mă aștept Dumnezeu să scot piese în continuare cum am scos în ultimele 8 luni, până atunci probabil o să mă știe multă lume, știi? Și în momentul în care, dacă mâine scoate Horia Brenciu, să zic, o carte de poezie, presupun că o să fie măcar 1000 de curioși, știi? Da, măcar să vezi dacă asta scrie bine sau scrie prost, ce măcar să ai ce să discuți. Ia mă, cum scrie asta? Asta zic. Presupun că acum ar fi puțin prematur să lansez o carte de poezie. Și am cu ce, știi, adică... Nu cred că ar fi prematur. Cum îl chema? Cine? Avea o piesă cineva cu am cu ce, mă lăudă? Îmi scapă, nu... Fata mea e top model, nu? Da, da, da. Acolo? Cine era, mă? Da. Era tare, oricum. Da, s-a retras. Era foarte ușor, ușor. Mă rog, nu cred că s-a retras, dar nu prea am mai văzut eu single-uri. Ori s-a ratat, ori s-a retras. Eu sper să nu se fi ratat, că era foarte talentat. Nu știu la cine de revelu. E asta, măi... Era tare. Da. Tare, mă, tare, era de nu știu. Atât de tare de n-am auzit de el. Dar nu ne ajută nimic. Știu, știu. Da, 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 e pe limbă, dar... Adelina, Adeli. A, timpuri noi. Așa, iată. Da, băi, nu, nu, nu. E altă mâncare de pește acolo, da. Nu există variabilă că nu e talentat. E Artanu, Artanu. Doamne ăștia. Și mai am un favorit în sufletul meu, Tudor Chirilă. La fel, care nu înțeleg de ce nu mai scoate. Am zis pe la vreo 5 emisiuni, am o piesă deja făcută. Că nu mai scoate melodii sau... Da, 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 n-am înțeles de ce. A mai încetinit într-adevăr ritmul, da, în ultima perioadă. Poate că și după ruptura de trup are nevoie să se refacă. Și relația în sine cu... Mi s-a părut că a fost un cumul așa și la un moment dat cred că și-a băgat picioarele, a zis whatever. El oricum e un spirit din ăsta mai aprins, mai zdruncinat cumva. Da, oricum, cred că asta... Mă rog, lasă că își revine el, să vezi după aia ce zici. Mai bine nu cânta, că uite, m-a depășit în Billboard, nu pot să cred. Doamne ajută. Măi, hai să ascultăm și o melodie. Vreau să mai încalc o regulă astăzi, să mai impun o melodie de-aia pentru mine, cum îmi plac mie, muzici de-ale mele de vineri, seara, să fie atmosferă în club, să vă dau vibe-ul corect pentru a vă duce acolo și pentru a degaja lumina interioară. Eu vă declanșez asta acum, fiți atenți. Check it up. Back in business, back in business. Cu cine? Cu WhatsApp aici de față. 0372069699 este numărul de telefon la care îl puteți aborda pe acest băiat carismatic îmbrăcat la 4AC, cu papion la gât, cu sacou, cămașă, da, ochelari. De ce ai tot timpul ochelari? Face parte din brand sau? Stai, nu că nu te-am suspectat de nimic. Nu știu cum, dar aș vrea să ajungă la tine ăștia, stai așa. Stai că ți-i trimis să-mi spui care este părerea ta. Ia, stai așa. Îți place HD-ul? Wow. Eu trăiesc HD.
Da, da. Deci haide să înlăturăm orice suspiciune despre WhatsApp, de ce poartă ochelari. Îi poartă pentru că-s de vedere. Right. Sau 3D, nu înțeleg. 3D. Te doare un pic capul, nu? Nu, cred că dacă aș mai fi stat vreo 5 minute, sigur m-ar fi durut capul. Cum te-ar fi durut pe tine capul în 5 minute, așa mă doare pe mine capul când stau fără ei. 1, 2, pe stângul minus 7 și pe dreptul minus 1, 5. Wow. Slavă Domnului. De stângul te-a părăsit. Stângul m-a părăsit de când m-am născut săra. Joci pe dreptul. Da, e bine. Joci cu dreptul. Îți zic, toată copilăria am fost cel mai bun basketbalist, cel mai bun handbalist. Nu pot să cred, vezi că și eu am da, fost la Universitatea Craiova, în lot. Stai să zic în ce mod. Prindeam mingea și driblam absolut tot terenul. Dacă prindeam mingea lângă coșul meu, îți garantez că în 10 secunde ajungeam în celălalt coș. Numai că în momentul când ajungeam la coș, primul lucru ce făceam, nu? Mă uitam în jur să văd cine e cu mine în echipă, cui dau pase să nimerească coșul ăla. Înțelegi? Am înțeles, ești autoironic. Lasă că dă bine un pic. Așa am făcut. Niciodată nu dădeam la coș că nu nimeream. La basket n-am excelat prea tare, nici eu nu eram un foarte mega bun jucător. Mai mult handbalul mi-a plăcut pentru că e mai pe forță cumva. Am fost pivot, eram și gras de aia, presupun. Da, te treceau de părul de pe piept interi și centru. Da, luam și pum la ficat, tot ce trebuie, știi cum e la pivotul handball. Pivotul e greu, pivot e greu să duci postul ăsta într-o echipă de handball. Ești cel mai ciomăgit aproape. Asta zic, când am intrat extremă dreapta, dar pentru că eram nu chiar un pic mai solid. El e destul de înalt. Aveam două viteze în minus, știi? Și au zis băieții, bă, ia stai tu pivot, ia stai pum la ficat, dă și tu mai departe, doamne, că poate faci ceva. Viață grea, nene. Da, și mi-am oprit cariera la un moment dat, că am zis, bă, eu sunt muzician, mă, nu mă bat cu oamenii pe teren. Cum ai slăbit? Cum am slăbit? Păi, are prietenă. Nu, dar hai să zic, eu de când mă știu, toată viața, după la 16 cred că am mers prima oară la sală, când eram plinuț. Da, și întotdeauna merg, nu știu, cam 3 luni pe an, mă duc la sală ca să pot să dau jos și acumulez în restul anului, știi? Cam ca toată lumea. Dar o să vezi pe finalul anului, când e iarna aia, atunci îl vedeți pe WhatsApp cu capul un pic mai rotund. Dar și acum puteți vă uitați la poze să vedeți. N-are rost să te învinovățești pentru asta, așa e românul. Și eu, după iarnă, clar că sunt mai durduliu, mai dolofan, mai asta nu știu zic. Cum. Dar îmi iau bicicleta, mă în ianuarie, duc... de bun simț, exact, mă rog, ianuarie. La martie, drum, chiar. În ianuarie nu pot să-mi iau bicicleta. Nu, aștept să se facă cald. Corect. Și mai joc niște Xbox, Kinect, ceva, apropo mai dau din mâini. Apropo de asta cu căldura... E ți-e deci, cald? Vrei să dau un pic drumul la aerul condiționat? Știi că mi-am lansat ca nebunii clipul la iarna pe Vala, am lansat 1 martie, adică... Da, a fost foarte bine, deci ați ales genial data de lansare, pentru că era o plictiseală generală peste tot. Nu se lansa nimic, pe Facebook erau aceleași porcării și deodată apare o melodie pe care o văd pe toate all-urile. Zic, băi, ce-i iarna cu ăștia? De unde au venit? Dubios. Cine-i WhatsApp? Dar nu știam foarte multe detalii despre tine. Chiar înainte de show mă gândeam, bă, de unde să găsesc niște informații despre WhatsApp? Ceva, o biografie făcută bine? Da, ai site ceva? Da, www.moon-dust.ro. Moondust e casa mea de producție. Praf de lună. Praf de lună, da. Nu știu, așa am a fost rozie luna. Cu Dumnezeu, cu cerul, cu... Ești atras un pic de ezoteric din câte înțeleg. Da, în general, adică nu prea am zi de la Dumnezeu în care să nu mă uit în sus puțin la cer și să-mi pun două, trei întrebări, știi? Credeam că face dorințe. Nu, dorințe, dorințe. Eu mă uit la cer doar când mă strigă, frate. Atât? Da! Aici, prezent. Corect, și hai să zic care a fost dubioșenia cu că tot mă uit la cer. Și la un moment dat lansez clipul pe 1 martie. Așa. Și undeva pe 10 martie, nu știu pe cât, a început să ningă, mă, băieți. Știi, și mă gândeam, zic, uite, bă, Dumnezeu, câtă inimă, mă, câtă, știi, să-mi facă și mie. Să aveam impresia în momentul ăla, zic, uite, mă, Dumnezeu e prima oară când se uită la mine și zice, uite, mă, pentru tine dau niște iarnă, ia, bucură-te și tu ca om. Să-ți meargă bine cântecul. Și acum trece timpul și ajungem pe 20 martie. Iarna pe vală, în topuri, frumos, clipul merge și afară din soare frig, zic. Doamne, crede-mă că am zis, Doamne, te rog din suflet, dă-o încolo de piesă, scoate din topuri, nu mă lasă încolo iarna asta că nu mai pot. Te înțeleg perfect, am fost chinuiți în ultimii 2 ani, iarna asta că am prelungit mult mai mult față de ce eram noi obișnuiți României până atunci. Adică până în martie aproape, anul trecut au fost viscolele alea, am rămas și înțepenit undeva pe centură, vreo 3 zile n-am putut să ies din casă, anul ăsta la fel. Sper ca la anul să fie altfel. Un album propriu și personal, ceva nu lansezi? Zic, în septembrie, cred că o să fie până la urmă.
Da, oricum anul ăsta obligatoriu, este necesar, adică nu există variabilă că nu o să fie. Da, ar da rău la ștaiful tău, ar zice, bă, păi da, WhatsApp ce face, nu mai colaborează cu artiștii, el de fapt e colaborator. Cred că o să-i zic, apropo de album, cred că o să-i zic numele, o să fie Future. Futuring. Da, corect. S-ar potrivi la... Zi-mi o listă, fă-mi o listă așa. Cu Andra ai colaborat, știm cu... Hai să-ți iau cu repării, luăm cu repării. Maximilian, da. Cabron, Doc... Da. Și cred că ne oprim aici cineva, Sișu. Cu Sișu am și cu Sișu. L-ai prins pe Sișu liber. Da, era liber atunci și îi mulțumesc pe această cale că m-a ajutat. Era o perioadă în care îți dai seama când ești no name, ești un copil, ești de nicăieri, nu colaborează așa toată lumea cu tine. O, salut, WhatsApp, talentatule, știi? Nu există asta. Și da, uite că Sișu la modul a văzut ceva mișto în mine și a zis, bă, ia vino cu, hai să facem ceva treabă. Sișu a fost în show ăsta, are un suflet foarte bun, la asta am sesizat-o eu. Doar că mi se părea un pic ciudat Sișu, vorbind așa între, ca între artiști aici. Că la, când ieșeam la țigară și mai stăteam, era relaxare, pac, pac, pac. Și după aceea când era la microfon, era altul. Nu mai știam de unde să-l iau, bă, care ești? Ești ăsta? Apropo sau ești de treaba asta, să zic, m-a zăpăcit un pic. Acum vreo lună am zis o treabă, stăteam așa la calculator și lucram. Și mă opresc și zic, băi, cu cât ești mai actor în viața de zi cu zi, ce înseamnă actor? Adică cu cât ești tu ăla care încerci să-l prezinți, cu atât e mai ușor când mergi în fața unor oameni să fii să te simtă tu. Exact, ca înțelegi? Tu. Adică poți să te crezi actor în viața de zi cu zi ca să nu mai ai problema că zici, vai, mă duc la TV și trebuie să fiu un actor. Mai există, măcar, mai există o variantă. Fii tu ăla de la TV și e fix ce trebuie. Mai există o variantă, dacă ai ceva schizofrenie în tine, poți să proiectezi ce personaje vrei în fața Corect. Cui vrei, dar pentru, dacă nu o ai, ar fi extrem de obositor. Adică Corect. N-ai putea să reziști tot timpul, există posibilitatea să răsufle ceva din adevăratul tine. Știi? Right. Și te-ai chinui, nu. Apreciez ăștia care cum sunt în viața reală, sunt e cine. Mult mai simplu așa. Păi e... da, de asta nici nu mint, că-s prost. Nu poți să ții minte detalii. Tot foarte... ce am mințit. Da, și la un moment dat tot dau cu stângul în dreptul de nu mă văd. Știi? Și cred că și pentru public, publicul simte orice ai zice. Dar și e dubios că tu care le minți, ție ți-e greu să reții ce ai minții, dar uite, omul care te aude, zice, uite-mă, bă, mincinosule, te-am văzut eu. Corect, da. Păi sunt atent la detalii. Aia corect, e. Corect. Hai să mai auzim o melodie, urmează rubrica mea de scântecul săptămânii, e vorba despre heavy-ul, rotation-ul din emisiunea mea. Am ales pentru săptămâna asta Swedish House Mafia cu John Martin, Don't You Worry Child. Sper să-ți placă. Foarte mișto, mi-mi place Swedish House Mafia. Perfect. Luiza, Vlad, ocupă-te și tu un pic de WhatsApp, că lucrez un pic aici, ceva. Da, WhatsApp. Bună, WhatsApp. Cum este să fii vedetă? Dar întreabă-mă pe mine. Dubios asta. Îți zic sincer, nu s-au schimbat foarte multe. Oamenii mă recunosc pe stradă, adică ceva normal ce se întâmplă tuturor. Cum strigă după tine? Strigă o scrisoare? Da, nu o văd eu. Da. Nu, e... Nu știu, e un sentiment plăcut, știi, să vezi că oamenii te apreciază pentru ceea ce faci tu. Adică, mă rog, doar mă bucură în momentul ăsta tot ce se întâmplă. Și fetele te caută? Fetele nu are mă caută prietenă. Pentru că am o logodică. Are iubită. Chiar. Păi dacă ai iubită, crezi că fetele țin cont uite, de asta? O vezi? Ia uite. Asta zic. Dar fetele totuși nu țin cont. Eu n-aș fi interesată dacă știu, ai iubită fost, sau nu, dacă aș fi fana ta. A fost un moment funny. Ce mișto. La un moment dat eram într-un club. Eram într-un club sus pe bar și cântam și a urcat o domnișoară care mi-a șoptit la ureche niște trebuți. Și m-am uitat spre săraca mea logodnică și am zis, fă ceva, scapă-mă cumva, te rog. Că tu adică, n-aveai poța. Nu, dar insista, adică eu i-am zis, lasă-mă să cânt. Și ea tot zicea, lasă-mă să cânt, te rog. Nu vrei mai mult să facem sex decât să cânti? Exact asta zicea. Hai mă că e mai mișto să faci sex decât să cânti. Hai mă, lasă-o încolo. Zic, bă, ce demență e asta. Cântă 5 minute, mai am 40, te rog. Aia s-a întâmplat, am intuit bine, da. Băi, avem rubrica intervenție pe ceas. Îi dăm drumul, avem și taximetristul pregătit. Să vedem cu ce ne impresionează. Intervenție pe ceas. Taxi. Alo. Hei, salut. Hai că te-am luat din zbor. De data asta nu ai luat tu pe noi. Te luăm noi pe tine. Ce vroiam să aud de la tine e ceva senzațional. Teodor, cu Teodor vorbiți, salutare. Salut. O zic o fază mai calie. Eram ziceam o clientă la o petrecere, o nuntă, un botez, nu mai știu de ce.
la un moment dat ne-am oprit la un magazin ăsta non-stop cu de toate și căutam niște dresuri. Da, eu oricum nu fac diferența între dresuri și dresuri. E o chestie la femei, da. Vai, ceva lor. Da. A fost nevoită să-și le schimbe în mașină. Am făcut în mașină chestia asta și l-am prindat cu poate ochiului. I-ai văzut bijou? Da, dar a zis la un moment dat că poți să te uiți în altă parte să lați oglinda aia. Eu sunt curios dacă ai avut sentimentul gen, dacă tot se schimbă spatele meu, nu pot să pun și o mână? Măi, nu sunt genul. N-ai avut sentimentul ăsta? În imaginația. Nu, eu mă gândesc dacă aș fi fost taximetrist și eram în situația, mă gândeam, dacă asta se schimbă de față cu mine, cred că pot să o ating. Da, dar nu sunt genul, adică am avut lângă mine persoane care... Ai logodnică ca mine, să înțeleg. Da. Dar hai să zic o treabă, una e doar un gând, nu era ca și cum chiar ai fi făcut-o, știi? Adică eu îmi iubesc mult logodnica. Bine, era ca un compliment. Asta te întreb, gândul n-a trecut deloc pe acolo? Gândurile cam trec, de tot felul. Când vezi? Like that? O femeie bună, să zicem, și anghelele, nu? Da, doamne, știu. Ce să zic, îți doresc o căsnicie... Băi, vizionare plăcută. Da. Și trebuia să stai bilete, ca la film. Pe cuvânt. Nu, că dacă stai bilet, nici nu mai putea să zic că să nu te mai uiți în oglindă, îți dai seama. Nu știu ce să-i urăm, la mai multe, ce să zic. Corect. La voi, la mai multe, Vlad, ești o încântare că te aud la două și nu chiar nu mă așteptam să faci... Și pentru mine e o încântare să mă aud la două și nu crede. Foarte tare, bravo. Omule, în momentul ăsta să știi că ai pierdut cursa, a fost acum vreo două zile un taximetrist care mi-a spus că a asistat la 3 nașteri în taxiul lui. Nu cred. Ba da, a dat detalii că nici eu nu l-am crezut inițial. Erau pe punctul de a naște. Erau pe punctul de a naște și când l-au văzut, n-am născut, nu, chiar au născut. Deci 3 nașteri cu tipa care și-a schimbat ștrampii la tine în mașină. Stai, ruptură de apă sau naștere efectivă? Băi, știi că n-am vrut să intru chiar așa atât în detalii. Am înțeles. Da, am înțeles. Că eu cred că de fapt a dus vreo 3 femei care cred că asta s-a întâmplat. Da, părea traumatizat și am zis dacă tot e atât de traumatizat să-i dăm un premiu un plin de benzină. Dar dai seama dacă ar fi fost măcar noi între zis că mângâie-mă pe burtică că nu mai pot, nu, eu am zis că probabil copilul se va numi 442 sau 335, depinde ce indicativ ar fi avut. Măi, ai șanse săptămâna viitoare, rubrica asta să sper eu să țină mult de acum încolo, așadar nu ești exclus, fii atent la ce se întâmplă prin mașină și povestește-ne și cu asta ne-ai cucerit. Ok, Vlad. Ok, seară frumoasă și weekend la fel și sărbători fericite. Și vouă la fel, toate. Mulțumim, pa, pa. Am stabilit câștigătorul, cel cu 3 gravide e de departe campion. Exact, și spirit civic a ajutat femeile, adică eu nu n-aș fi știut cum să reacționez. Doamne ferește să mi se întâmple așa ceva. Nu, că acum am pus pe gânduri. Eu zic, prima reacție știi care era, nu? Nu. Încetam să apăs pe claxon. Ajutor, da! Întâmplă ceva aici. Nu, le respect pe femei și pentru durerea aia a nașterii. Nu, te rog, despre nu. Care, ci că noi nici nu ne putem nu, imagina cum e bărbații. Nu, să-mi scot o măsea, adică nu aș putea să nasc în viața vieților. Da. Și mulțumesc bunului Dumnezeu cum a făcut băiețel. Hai să, WhatsApp, fii atent, o să urmeze o trupă care e și ea pe val, relativ nouă, eu am cunoscut-o acum un an sau aproape 3/4 de an, jumătate de an, pe undeva, e vorba despre Carla's Dreams, știi? Ah, corect. Cu Ina, deci de data. Nu vreau să zic cât îmi place piesa. Și mie la fel, pohui. Deci eu am fost profund plăcut impresionat de această piesă. A fost difuzată prima dată la un alt radio și acum a intrat în playlist serios la 21, ceea ce mă încântă enorm. Hai să nu mai fac pastet și dă-i un play să mă distrez și eu cu Crețu. Haide! Îmi place Pepe. Și mie îmi place Pepe. Țărâncuță, cu bujori, nobrăjori. Da, am fost la ziua lui Cătălin, că tot vorbeam de Cătălin. Așa. Și la un moment dat apare Pepe pe acolo cu care nu mă știam și cânta acolo el pe scenă frumos. Uh-huh. Și la un moment dat întreabă publicul: doamne, și acum ce piesă să vă mai cânt și eu?
Fratele WhatsApp băuse două pahare de șampanie și a început să țipe: Țărâncuță, Țărâncuță. Și a cântat Țărâncuță. Și a cântat Țărâncuță și de atunci am rămas prieteni. Foarte interesant. Acolo l-ai cunoscut pe prima dată? Prima și prima oară. Eu despre el aveam o părere foarte bună chiar de la începuturile lui. Mă întreba cineva, zice: "Bă, ce părere ai? Care e cel mai complet artist în momentul ăsta?" Și eu am zis: "Pepe, s-a uitat ca la avioane supersonice la mine." Și i-am explicat: "Da, mă, Pepe, pentru că el s-a ocupat foarte bine de nișa lui și a văzut de muzica latino și în momentul ăsta nu e nimeni să se bată cu el pe nișa aia, ceea ce denotă un tip deștept. Nu a apărut nimeni care să-i facă față sau... Da, e... Nici Oana Zăvoranu nu-i face față. Ba, cred că a fost invers. Ba, apropo de Pepe, trebuie să-mi cer scuze pentru pamfletul meu după net. Și anume... Nu știu la ce trebuie. Nu știi, ăla cu Pepe, ai pe cap un fel de tăiței. S-a schimbat moda prietene până și la femei. Uite, doamna Prodan și-a dat jos sarmaua. Și după Oana să-i scoată chifteaua. La Pepe acasă se întâmplă un dezastru. I-a furat Oana tavanul și acum vede cer albastru. Frumos! Idilic aproape. Iri, o, tu mare bucătar, ți-a luat Moni copilul și acum te faci tâmplar un fel de Gepetto, fă-ți un copil din lemn și roagă-te la Dumnezeu, poate îți dă un semn. Înțelegi? Trebuie să-mi cer scuze față de toți oamenii ăștia, pentru că e doar un pamflet, dar mulți știi că nu-l prind ca un pamflet. Aia și eu când vreau să jignesc pe cineva rău, spun eu, e un pamflet, frate. De, nu, chiar n-am vrut, îți dai seama că n-aș vrea să-l jignesc. Păi nu, în cazul tău chiar e un pamflet, că e vorba de rime, e vorba de... Dar sunt oameni în media în România care se folosesc de această expresie, de pamflet, de pamflet. Pentru aș masca de fapt răutățile lor interioare și atacurile față de alți oameni. Că ar fi în unele cazuri de dat în judecată. Dar te scoți, zice, e un pamflet. Un pic trist. Un pic trist, dar adevărat, ce să zic. Hai să revenim pe muzici. Dintre hip-hopperii de afară, ce-ți place, ce nu-ți place? Ce... Nu știu. Cred că până în ce zonă ești? Placă, știi Kanye West? De, cum nu? Pe viață, Kanye West pe viață. Drake, Jay-Z, Chris Brown. Și acum, uite, a scos album Justin Timberlake, care m-a făcut să-mi schimb freza. Justin Timberlake, eu credeam că nu prea are mult umor, dar l-am văzut într-un show la Saturday Night Live, îmbrăcat în niște, în costum de balerină, el cu încă vreo 3 rappers și făcea un sincron cu Beyoncé, care era îmbrăcat ca Beyoncé. Găsesc pe YouTube? Da, sigur îl găsești. Da. Să-mi notez când plec. Când, melodia aia cu sunete de încheieturi de robot. Nu știu. A Beyoncé are ea. All the Single Ladies. All the Single Ladies. Exact. Aia, pe aia au dansat. A fost un moment foarte funny. Crezi că artiștii noștri s-ar băga la așa ceva? Că te întreb, eu cred că Justin s-a dezghețat foarte tare după ce a scos ultimul album ăla dinainte. După ce l-a scos pe ăla, a luat o pauză lungă în care a făcut filme, știi? Da. Mi se pare că a făcut filmele astea, că s-a dezghețat extraordinar tare și cu muzica. Mi se pare că și-a schimbat viziunea un pic. Adică ultimul album mi se pare că a ridicat ștafeta un pic. Băi, bănuiesc că și lumea filmului a influențat personalitatea lui, a mai învățat scheme noi, a cunoscut oameni noi, idei noi și s-au legat lucrurile cumva. Mie la început nu-mi plăcea Justin. Cu alte cuvinte, sper că pe la 30 de ani o să mă bag și nu știu, un La La Band. Un film ceva. Da! În La La Band, stai să ajungă majore și te bagi. Nu, doamne ferește, am logodnică, mai zic o dată. Da, nu mai, că în glumă zic. M-a mai fost o glumă proastă azi, am fost la Morar și zice... A, pe o glumă proastă în sine. Da. Nu, mie îmi place Morar, salut Morar. Și zice la un moment dat, zice: "Cum a zis Ioana?" "A zis cu WhatsApp, că stă pe WhatsApp." De Lora, da, că știu că Lora stă pe WhatsApp. Nu la modul că stă pe WhatsApp. Am înțeles. Pe WhatsApp, da. Și tot așa, o glumă zlăbuță. Da, și ea e căsătorită, parcă Lora. Da, adică, a luat cu niște ochi Lora, zice: "Nu, nu stau pe, eu nu stau pe WhatsApp." Cum așa? Da. Funny. Enrique Iglesias, îți place? Enrique Iglesias, nu. Nu contează, urmează. Hai că făceam o analiză pertinentă a situației muzicale din România aici cu domnul WhatsApp. Îmi spunea că e o diferență între a cânta ca un hip-hopper și a cânta muzică din asta, să atingi note, să... Corect, corect. Așa, să revenim. 21. Yeah. Bun. Dar și când place beat-ul ăsta, e tare. Eu te-am văzut pe tine cântând. Cântând, nu hip-hop, cântând pe bune. La o emisiune ai fost invitat și ai băgat vreo două melodii sau chiar trei, nu mai știu. Dacă am dat gherle, aveam emoții. N-ai dat gherle, tocmai de-aia am fost foarte atent. Ziceai în interviul respectiv că ai avut noroc cu mama ta, cu părinții tăi, că te-au lăsat să urmezi calea muzicală și exact. Nu au venit cu gura pe tine să te duci la facultate.
Da, am lăsat, chiar am lăsat-o. După una jumate de mers acolo, am zis, nu se mai poate. Nu e de mine. Nu era de mine și era problema aia. Și bani puțin cu tot cu diplomele mele și nu mulțumit și șeful care țipă la tine, exact. Și eu care fac muzică și nu mă interesează. Știi, am zis, bă, prefer stau acasă. Ai avut noroc, să știi, cu părinții înțelegători. Corect. În cazul ăsta. Și nu e că, mai e o treabă, când am lansat prima oară pe net Habar n-ai tu 1 cu Maximilian. Așa. Au fost multe comentarii gen, ia uite-l și pe ăsta băiat de bani gata și cu d-astea, știi? Dar de ce? Eu, mie plăcându-mi Kanye West și băieții, luasem și eu un lanț, niște cerceluși, un ceas, știi? Că îmi plăcea imaginea de acolo, înțelegi? Toți, multe comentarii, băiatul de bani gata. Dar nu, eu vin într-o familie modestă, cum sunt probabil... Doar câteva milioane de euro și atât. Nici măcar, sunt probabil 80% din zi, din populația României, înțelegi? Sunt fix genul de om crescut, născut, crescut ca toți ceilalți, înțelegi? Nici de măcar cum au spus alții că sunt de bani gata sau mai știu. De unde au scos-o pe asta cu de bani gata? Pentru că ți-ai luat un lanț și... Exact, pentru că încercam să mă îmbrac într-un fel, știi? Cum nu eram o vedetă, dar încercam să par și o vedetă, știi? Da, normal. Că asta faci când faci muzică. Vrei să vinzi o imagine, să... Păi să știu să nu-mi iau lanț niciodată, niciodată. Că după aia îmi spun ăștia că sunt de bani gata. Ești de bani gata. Da, nu. Și e păcat și trist. Este păcat și trist. Să vreau să ascult... Mă rog, a trecut timpul și, mă rog, cred că lumea și-a dat seama că nu e așa și doar un băiat talentat care muncește mult. Da, dar o să fii în curând și de bani. Gata. Da, corect. Doamne, nu știu ce să zic. Păi, tot înainte. De ce faci? De ce ești în showbiz? Ai fi doar în show, nu biz, dacă corect. Ai fi fără bani. Nu, corect. Ideea e să avem de toate, pentru că dacă ai bani, te simți bine și vei putea crea alte albume și alte albume, iar lumea se va bucura de tine. Poți să evoluezi la tine. Să faci lucruri mai frumoase, știi? Eu cel puțin am o obsesie cu show-urile mele. Vreau să fie... să apară lucruri inedite, știi? Să nu fie... Cum ar fi? La toată lumea. Nu știu, să-ți dea o senzație plăcută când mergi acolo. Să pleci de acolo cu zâmbetul pe buze, să nu te gândești, băi, am fost la WhatsApp la concert și mi-a cântat 5 piese, din care 2 le știam și 3 nu. Nu vreau să fie așa, vreau să lumea să vină la WhatsApp la concert, să plece și zice, bă, ce tare e nebunul ăla, ne-a distrat, a vorbit cu noi, am țipat toți, am sărit în sus, nu știu, știi? Să plece cu un vibe plăcut de acolo. Eu sunt atipic, mie îmi place mai mult să merg la un concert când aud și câteva piese pe care nu le-am auzit. Oricum eu o să dai seama că o să gândi și piese care le-am auzit, dar ideea e legătura cu publicul, știi? Cum te joci cu ei? Aș vrea să văd și eu în România odată un show din ăsta ca la carte făcut al unui artist. Uite, să comparăm, deși e impropriu, e forțată comparația cu Madonna. Mă duc și eu la concert la Madonna. Asta, și... vezi, apropo de bani, când dai bani, îți permiți o scenă uriașă cu... Da, au făcut niște scheme, deci mă uitam, o urmăream pe artistă pe scenă cum face ce drege. Și la un moment dat a fost un sunet și când am întors capul către scenă, era o mașină din aia plină de oglinjoare, ceva din alt film. Vezi? Asta zic. Băi, cum au făcut, când a avut timp mașina aia să fie acolo. Deci, producție, nota 10. N-am văzut până acum un spectacol de maniera asta a făcut cu alte în România. Cuvinte, ai fost surprins să vezi ceva, știi? Da. Asta e ideea. Cu cât surprinzi omul mai tare, cu atât e totul mai plăcut. Sau te duci la un concert în afară, la YouTube sau la altele. Vezi scenă, vezi grandoare, vezi spectacol. Credeți că n-ar da banii oamenii dacă pe un bilet puțin mai mult pentru un show mai mare? Hai să zic o treabă. La noi, la români, și eu îmi iubesc mult țara, în caz că nu știi, la noi, la români, e vorba aia. Merge și așa, știi? Da. Mulți merg cu treaba. Nu e ok. Merge și așa, las. Hai că e bine. Păi ce merge și așa, dar și românul ăla care până în momentul de față n-a fost la un spectacol adevărat, adevărat, la un moment dat o să se ducă și o să facă comparație cu cei aici. Nu cred că e ok. Da, îți dai seama că n-aș vrea să dau un colegii mei, dar, repet, merge și așa. Dau eu, e ok. Merge și așa. Las că merge și așa. Vreau să ascult melodia Habar nu ai tu, WhatsApp cu Maximilian, eu nu știam de ea. Prima știu... sau a doua? Habar n-am, am luat-o de pe net, sincer. Unu sau doi? Că trebuie să spun că dacă nu scrie niciun număr, este prima. E funny, are și un număr de telefon, videoclipul de pe YouTube, 0748 577 598. Vrei concert, zice? Sunt aici. Și de când e numărul a pus? Nu. De când am pus prima piesă pe net. Da, îți dai seama că de atunci s-au schimbat lucrurile, am și un booking, whatever. Erai pe... A rămas acolo. A rămas. Exact. E, asta e, hai să audi. Hai că am reușit-o și pe asta, în prima audiție pe radio, Habar n-ai tu.
Dar hai să zic o treabă, din asta. Așa? Din asta e și Habar n-ai tu 2. Într-o dimineață eram pe studio și ascultam piesa, știi? Da. Și începe strofa lui Maximilian pe piesa asta cu un apartament la cheie. Zi, Habar n-ai tu ce e dragostea, să-i faci o idee dacă aș veni cu un apartament la cheie. Și apoi am reprodus-o, ia, dă-i un pic, oprește muzica aia, să zic. Ia, ia, ia. Cum era iubire refrenul ăsta? Am uitat. Habar n-ai tu ce e dragostea, habar n-ai tu ce e dragostea, dar ți-ai face o idee, dar ți-ai face o idee, dacă aș veni cu un apartament la cheie. Corect. Mult mai melodios asta decât zic. Habar n-ai tu 1. A fost rap, rap, da. Rap. Serios, are ceva underground în, în schemă. Dar l-am plecat, asta ziceam, știi? Foarte frumos. Underground, comercial. A doua chiar, cred că ar putea să intre prin vreun playlist. Astăzi am fost la o emisiune și am cântat-o așa, gen Bossa Nova. Le-am zis, băi, zic, băieți, bătesc Bossa Nova. Îmi place Bossa Nova. Am realizat că îmi place foarte tare piesa în formula aia și cred că o să o lansez la un moment dat și pe radio. Ar fi păcat să pierzi ceva pe parcurs. Din ce discutam cu tine, colaborezi, ai colaborat cu și mai mulți oameni decât mi-aș fi putut închipui, ai ajutat o grămadă de alți băieți care vor și ei să fie pe val, dar încă n-au ajuns. Și eu spuneam că nu cred că e cea mai bună soluție asta, pentru că te epuizează ca artist. Da, corect. Până acum ai trecut prin un moment din ăsta în care să zici, bă, sunt un pic obosit, ar trebui să plec la mare. În momentul în care a început anul 2013, am zis, slavă Domnului, începe un an nou cu ceva ce nu am avut anul trecut, știi? Adică deja WhatsApp exista deja, știi? La tine e și entuziasmul. Asta, da, foarte entuziasmat, așa m-am născut. Am ieșit zâmbind. Așa, și am zis, bă, dacă tot există numele și există cererea, știi? Toată lumea vrea piese la WhatsApp, hai să și muncim, știi? Uh-huh. Și am muncit, ianuarie, februarie, martie. N-am mai putut. Păi da. Martie am început să zic, copii, gata. Liniște, gata, pace. Că nu mai pot, efectiv. Și am trecut, ce să zic, două săptămâni am fost o depresie cruntă. Am stat în casă și mi zicea nevastă mea, bă, uite mă că e iarna pe val, pe radio, merge totul, ce ești trist și supărat. Nu, nu mai pot, am obosit. Băi, înțelege artiștică, uite, până și la DJ se întâmplă asta, după ce faci un mega show și ai dat din tine ce ai avut mai bun într-o seară, eu nu înțeleg ce se întâmplă în capul meu, de ce am o tristețe. După ce eu am făcut oamenii să râdă, exact. Mă apucă pe mine o tristețe bizară, de vreau să stau singur, nu fără telefon, fără nu știu ce, cât să mă reîncarc, mă simt și golit pe interior. Exact. Da, asta e. Menajează-l, are nevoie de tine mare, să știi. Da, acum mi-am zis că-mi iau un să mă joc și eu, știi, că dacă am tot făcut muzică, zic, nu m-am jucat destul, zic, hai să mă mai joc. Și mi-am luat să mă joc. Dar ce? Mi-am luat un PS. Și mi-am luat NFS, mi-am luat FIFA, mi-am luat tot ce trebuie să și mă distrez. Știi cât m-am jucat, nu? Nu. 2 ore în prima seară. Serios? Și atât. Nu, mie mi s-a întâmplat să încep la 11 dimineața și să termin la 6 dimineața la Call of Duty. Mi-aș dori și eu să pot face asta, dar știi ce e dubios? Să iei maneta în mână, să joci FIFA, să dai gol și te așa? Gândești. Mamă, fii atent, gol, fii atent, deci trebuie să fac un refren. O melodie cu gol? Nu înțelegi. Nu trebuie să fac un refren gen... Mamă, offside. Offside, am prins, m-ai lovit, fault, cum să vină? Nu vreau să te mai caut, m-ai lovit de atâtea ori, stop, fault, gata, și mă apuc să scriu. Și fault merge cu flaut, frate. Flaut, flaut, corect, flaut. Înțelegi? Așa e. Te-a pus și scris, s-a dus încolo și FIFA s-a dus tot. Tu ai casă de producție proprie, mi-ai zis, este vorba de praf de lună. Praf de lună. Praf de lună. Young Mundas Baby. Acum ar trebui, uite că ziceam că n-ar fi bine să mai ajuți atât de mulți artiști, că nu mai ai energie pentru tine, dar e și partea financiară, adică să-i ajuți contra cost. Hai să-ți explic ceva. Pe Mundas Production există doar proiecte, cum a fost Habar n-ai tu 1. Gen, salut Mihai, ești foarte talentat. Nu vrei tu să facem o piesă? Ba da, hai să punem pe net, să vedem ce zic și oamenii. Uite, le place oamenilor, foarte frumos. Încă, gata, punct. Încă partea pecuniară, să înțeleg că nu te-a cucerit. Nu, dar momentul, deci până acum, pentru Mundas nu a existat contracte, nu a existat nimic. Nu, nene, să iei tu artiști, să vezi cum mi-ai povestit de băiatul ăsta. Păi pe asta, care zic, ăsta e primul pas, că apropo, asta cu banii, să facem bani. Îl iei? Bani, hai să zic, când faci muncă, la modul, când faci muzică bună, când faci lucruri bune, banii nu au cum să nu apară, înțelegi? Dar dacă pleci la început cu ideea, bă, eu sunt WhatsApp, sunt mare, vreau să fac bani și de acum tot ce produc contra cost. Nu există variabila asta. Ai fi prea sincer. Nu, dar nu, zic, nu este tot ce e mai bun, știi? Corect.
prefer să iau niște oameni cu care mă simt foarte bine în studio, să compunem niște muzică, să punem pe net, mm-hmm, și în momentul în care oamenii, înțelegi că... cum e, sunt 2,5 milioane pe habar n-ai tu fără să fie promovată. Așa. În momentul în care oamenii reacționează în modul ăsta, este dubios să nu te duci la Cat Music să zici: salut Popi, uite, am un băiat foarte talentat, are 2,5 milioane, știi? Hai să facem ceva. Îți dă credibilitate faza exact, asta. Exact, asta zic. Și altfel... Nu, o gândeam așa, ca un impresar de jucător de fotbal puneam problema, să iei, spre exemplu, cum e tipul ăsta, să-l crești, să-i faci imagine, să-i produci melodii și să-l ai sub contract cu casa ta de discuri. Da, asta adică e un lucru care în mod normal, master, în mod normal se întâmplă, știi, că așa merg lucrurile. Că altfel nu merge, altfel nu ai cum să ajungi pe radio, este obligatoriu să întâmple lucrurile. Faci o echipă frumoasă și facem o figură frumoasă după aia, nu? Cam aia e. Faci un dribbling cum trebuie. Măi, hai să mai auzim și noi o melodie, de data asta e Gotye featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know. Un cântec frumos. Nu e cel mai nou, dar e bun. A fost foarte trist când s-a lansat. Da, mi-a dat așa o stare. Așa, să revenim cu WhatsApp în direct 23, la Radio 32, 21. Mai vrei multe semne? Cum? 23-32, uite-te în spate. Și ne-am uitat acum o oră la 21-21. Nu, 2-2-2-2 era atunci și acum e 2-3-3-2. Sau era 21? Nu era 2-2. Băi, WhatsApp, parcă ești un Bertoico, frate. Faci studiu de numerologie aici, în direct. Da, am probleme cu numerele. Băi, nu cred că, uite, ești logodit. Timp de 20 de ani, numărul care mi-a sărit în ochi absolut în fiecare săptămână, cel puțin de două ori, a fost 59. Probabil pentru că stau la apartamentul 59. Dar să zic cel mai dubios, mie îmi place și matematica mult. Fii atent. 7 plus 2, 7 minus 2, tot aia, înțelegi? Dacă faci într-o ecuație, dacă 7 egal cu 7 și tot dată 7 minus 2, 7 plus 2 egal tot cu 7, înțelegi ce zic? Fii atent. 7 minus 2, 5, eu stau la etajul 7. 7 minus 2, 5. 7 plus 2, 9. Stau la apartamentul 59. E o treabă de asta, zic eu, numerele ne urmăresc. E o treabă, da, și eu am avut un număr de telefon la un moment dat, 13013. Și stăteam la apartamentul 13. Vezi? Da. E ceva. Și aveam pe tricou la handbal numărul 13. Dar n-ai avut un sentiment dubios? Nu! Ba da, eu am... mi se părea interesant. Că e ceva acolo care nu-mi dau seama încă, știi, ce e. E o forță, într-adevăr. E ceva în spate la 59. E 69. Da, apropo de asta cu 69, ai văzut cu Țânțăreanu? A, săracul. În ziar? Da. Băi, eu, uite, nu știu dacă rezonăm pe faza asta, dar mie nu-mi place ce face Țânțăreanu. Adică, bă, cum să aduci, mă, stripteoze la petrecerea? Ok, aduci petrecere cu stripteoze, dar nu o, sunt copii în preajmă. Da, cu copii. Erau fete de 12 ani, ce exemplu dai pentru ele când vine tanti și face lap dance acolo? Come on. Da, e ce vreau eu să și zic, la românii văd... A făcut vârsta zi, e bucuros că a făcut vârsta de 69, da, pentru că este fix poziția lui preferată. Preferată. Păi la vârsta lui cred că asta a mai rămas folositor. Știi ce mă enervează pe mine și mai tare? E că lumea se uită în gura lui pentru că e bogat, că are bani și zice orice porcărie, spuneți însă. A, da, da, e un om hâtru dânsul, e un om... da, stai așa, glumește el. Erau oamenii așezați la mese toți acolo și ce zice Țânțăreanu? L-a întrebat cum a făcut bani. Uite cu proștii ăștia. Mamă, nu cred. Îți jur, era oricum și Petrosco un pic. So wrong in so many ways. Da, dar nu se fac, sunt niște lucruri... Nu sunt eu de acord. Îmi pare rău, dacă nu înseamnă că voi avea vreo genă de neromân. Ce să zic? Care e milionarul tău preferat din România, chiar? Din România, nu știu, de afară milionarul meu preferat și cel mai mare businessman care îl respect în tot sufletul meu este Jay-Z. Deci omul s-a lansat la vârsta de 26 de ani și a urmat 10 albume, toate numărul 1. Și are frumoasa vârstă de 40 și ceva de ani, nu știu exact. Mm-hmm. Și este un businessman... Bine, și Puff Daddy, dacă e să-l luăm așa, acum nu știu, își mai zice Puff Daddy. Dar nu este businessmanul meu preferat, P. Diddy. Da, e în altă zonă. De vreo 5 ori. P. Diddy e mai Țânțăreanu, așa. Iar ăstălalt, Jay-Z e mai Richard Branson. Corect. Richard Branson, ăsta pe ăsta îl respect foarte tare. Am citit și o carte de-a lui. E super interesant să afli cum a început el să facă bani. Era dislexic omul. La școală i-au spus: ce, bă, tu ori ajungi foarte bogat, ori ajungi în pușcărie, asta e clar. Și toată peripeția lui, el l-a descoperit pe Phil Collins, știai? Nu. El, da, într-un taxi, era taximetrist nu Phil cred. Collins și s-au întâlnit și tot nu îi zicea cred. Phil Collins: băi, Richard Branson, vreau să ascult și tu o casetă cu mine. Ăsta
zice, bine mă, hai, tai la mama acasă, mergem și punem caseta. Și s-a dus cu el la apartament, la maică, s-au pus caseta și după aia l-a luat la casa lui de producție, la Virgin. Și hai Tubular să... Bells, Mike Oldfield, la fel, tot Richard Branson îi a descoperit. Deci, cu alte cuvinte, am stofă de businessman. La un moment dat intru pe Facebook și, mă rog, acolo vin foarte, foarte, foarte multe demo-uri, înțelegi? Și, îți dai seama, nu mă uit în fiecare zi, mă uit la două săptămâni și mă uit la mai multe. Promite la moment, cineva? La un moment dat, da, la un moment dat găsesc un copil pe nume Kio și văd acolo, știi, și dau play, zic, ia mă să vedem. Și începe și cântă. Și suna, era în engleză, suna atât de bine, zic, mă, ce-a făcut ăsta? L-a dat o piesă pe afară și mi-o trimite mie, nebun. Și intru la el acolo pe canal și mă mai uit, mai dau o piesă. Mai dau o piesă, până am găsit o piesă unde am găsit pe un cuvânt puțin de accent românesc, știi? Și am zis, da, bă, e român. Gata. Și am scris acolo pe Facebook, zic, bă, zic, sună-mă, te rog eu în 3 minute, sună-mă acum repede că trebuie să vorbim. Nimic, după 10 minute mă uit pe Facebook, nu răspundea Kio. Zic, hai mă, băiatule. Cred că se minuna și el. Da, zic, cum nu răspunzi? Ce crezi? Era la școală, înțelegi? A, da, e clasa 11. Nu știu cât are în clasa 11. 18 ani, 18 ani. Și fii atent, pe urmă mă uit la dată. Săracul îmi trimisese mail cu 3 luni înainte de momentul ăla. Înțelegi? De la momentul ăla eram, hai acum să ne vedem! Exact aceeași problemă am și eu cu Facebook. Uneori uit să răspund la niște întrebări venite de la oameni și când văd data, mă face tocmai data, când văd că a trecut o lună sau două luni, zic, mai răspund, cred că mă fac și de râs dacă îi răspund acum. Corect. Și sunt corect. Rezervat. Hai să auzim un cântecel ceva și după cântecelul ăsta mai vorbim despre una, despre alta, că e interesantă discuția cu WhatsApp. Dacă vreți și voi să-l întrebați, uite că aveți posibilitatea 0372069 și 9 și 9. Asta e. 6 și 9 și 9. Și vouă și 9. Clar. Iar așa n-avem somn la ora asta, 12 fără 15 minute. Asculți, hai să ne înțelegem cu Vlad Craioveanu, Luiza și WhatsApp aici n-ai de somn, față. N-ai somn, ce era asta? Era o pista cuiva. N-ai somn. Ce era? Era... Vița de vie? Da. Serios? Da. Corect, corect. Eram mic, dar tot mi-aduc aminte. Eu de la Vița de vie știu foarte bine basul și cu toba mare, aia mi-a rămas în cap, e întipărită. Ia uși scrie aici. Luiza, fii atentă. Stai că ne face revista presei. Marius Moga și Andra, cei doi foști copii teribili, actual adulți de succes, l-au lăudat pe scena deschisă pe WhatsApp copilul lor. Hey! Auzi cum sună? WhatsApp copilul de aur. Da. Chiar dacă ar fi să-ți alegi doi părinți celebri, pe cine ai alege? Pe mama și pe tată. Celebri? Sunt celebri în viața mea, cu ei am crescut. Drăguț, mulțumesc. WhatsApp, eu menționam mai devreme cât era WhatsApp pe drum disperat venind înspre studiourile noastre. Eu îl bălăcăream aici pe WhatsApp cu mare... Da, dar într-adevăr noi doi nouă ni s-a făcut cunoștință la o petrecere și WhatsApp a fost destul de îngânfat, am zis eu. Da. Și astăzi văd o diferență, acum nu știu ce, orică sunt eu la radio și vrea să dea pe lângă mine ca să-l mai chem. Așa îmi spun mie toate pe care le refuz, că sunt îngânfat. Ia explică tu, WhatsApp, ce se întâmplă cu tine. Vrei să zic sincer că în momentul ăsta chiar am realizat de ce ți s-a părut ție că sunt un pic fițos. Și momentul în care vezi într-o încăpere unul care abia s-a lansat și mai vine cu niște ochelari de soare pe cap, da, și îți răspunde... Dar nu-s de soare, de vedere, să rectificăm. Stai un pic, eu zic în mod normal, da, vezi, nu asta știi. Vezi, intră băiatul în cameră, ochelari de soare, ia uite-l pe ăsta, mă, salut, prietene. Și nu ai contactul ăla eye to eye, știi? Mm-hmm. Acolo se pierde, clar. Acolo încep oamenii, cred avea eu, ochelari, știi? Avea ochelari întotdeauna pe am ochelari. Sigur avea, niciodată da. Nu sunt fără ochelari, nu am cum să-mi iau. Tot de soare? De vedere. De vedere, de soare. De soare. Deci dacă îl vedeți pe WhatsApp cu ochelari de soare, n-are ochelari de soare, sunt ochelari de vedere, cu corect. Niște umbre. Nu, deci care e treaba și de ce am început să-mi iau zi de vedere de soare? Pentru că aveam heliomați, știi, heliomați, când e soare se închid, când e așa. Sunt cam ridicol ochelarii aia. Știi ce-s ridicol? Că mergeam la emisiuni și peste tot pe unde mergi îți bagă felinarul la ochi. Da, și să ne greu. Și eu cu toate problemele mele de ochi m-am băgat și ăla, mă uitam așa cu ochii mici, ziceai că am băut toată noaptea și zic, bă, nu se poate. M-am uitat la două interviuri cu mine, zic, ia uite-l pe ăsta, știi că e cel mai trist. Hai să facem pariuri când o să cadă WhatsApp de pe scenă prima dată. Sau se va împiedica de ceva, da. De dansatoare. Prima bușitură. A fost o perioadă în care mergeam și cântam pe scenă cu ochelari efectiv de soare, știi? De ce?
fiind la început așa ai un pic de teamă și vrei protecție. Nu, dar nu vrei să ai exact contact cu publicul, gen dacă sunt triști sau dacă sunt veseli, nu știu, oricum, whatever. Eu îmi vedeam de ochelarii mei de soare și nu vedeam pe nimeni și cântam piesa, că la aia mă concentram, știi? Și nu am căzut atunci. De când mi-am luat ochelarii ăștia de vedere, cu publicul e riscant întotdeauna. Eu am mai comis-o așa, să mă uit la cineva la care n-ar fi trebuit să mă uit și să-mi întoarcă toată pofta de a vorbi la microfon. E un pic și de... trist. Da, și mai ales că sunt foarte mulți bine intenționați pe la concerte. Pot veni chiar, uite, în cazul tău, veniți de la alte trupe, trimiși de alte trupe ca să te facă pe tine să cânți prost. Am avut la un moment dat în Brașov, cântam liniștit. Am intrat pe scenă frumos, am un intro așa care îți dă o senzație, zici că vine unul mișto, știi? E așa cu mult bas, îți vibrează. Nu, dar zic, păi așa am gândit-o când am făcut-o, e cu mult bas, știi că dacă mergi undeva și începe ceva, și îți vibrează la pe piept acolo așa vreo 30 de secunde și pe urmă lumini, bam, începe show-ul, știi? Începe cântă nebunul, când prima piesă, în primul rând acolo numai băieți cu șapcă, cu stilul meu, cum îmi place mie, este Rapinon, băieții, și vine la un moment dat un tovarăș. Bă, Rapinon ăsta zici că e medicament, da, corect. Am luat Rapinon. Și vine un tovarăș din tot publicul ăla și mă ia de gât, înțelegi? Și mă uit spre el și zic, ok, prietene. Dar în timp ce mă lua de gât, eu țineam microfonul și tot venea peste ele. Îți dădea peste mână? Da. Și s-auzea zici că aveam gate. Ca în Ice Ventura, când era la balcon acolo, când țipa. Îți dai seama, fiind prima piesă, următoarea piesă și până în minutul 45, am cântat cu atâta mare tristețe. Te cred. Dar nu mai exista niciun vibe, știi? Te pierde, efectiv. Te bruiază, eu mai treceam dintr-o stare. Poate dintr-un film, știi? Că practic ori mă enervam și începeam să fac mișto de public. Păi ca să ies, că trebuia să mă scot cumva. Știam, gata, partea pozitivă mea a anulat-o. Acum show-ul va trebui să continue cumva. Și începeam să-l ironizez. Pe ăla din primul rând, pe ăla din al treilea rând, pe ăla din al cincelea rând. Mergeam și cu microfonul, le mai puneam câteva întrebări de alea la care știam eu că nu pot răspunde prea ușor. Și făceam drăhat și ziceam, hey, who's the man? Știi dabe fix? Da, cum naiba, e nebunul ăla din Anglia, de cânta pe străzi, nu? Da, apasă și e cu are o clapă, el apasă pe paciocul ăla lui. Da, apropo de asta, foarte fain, îmi place dabe fix. Oricum, imaginez că acum la radio nu s-audă absolut toți băieții care o să mă scoate din vibe. Nu, nevastă mea zice să nu o vând, dar o vând, fii atent. Vibe FM e mai încolo un pic. Da, și de fiecare dată când o să mă supere cineva, o să-l chem să zică ceva din toată inima lui la microfon și o să se sperie. Știi fenomenul dabe fix, știi? Fenomenul... Cu repetiția în sine, știi? Da, când el de fapt apasă pe niște samplere, cred că sunt. Exact. Și își face o orchestră întreagă și după aia începe să cânte cu voce. Da, îți imaginezi că în momentul în care cineva te deranjează și îl chem pe cine zică două vorbe și de la el pleacă o piesă întreagă, la sfârșit presupun că o să te simpatizeze. Îi trece, știi? Și probabil în momentul ăla o să mă simt și eu mai bine. E o variantă foarte bună, am reușit am umilit și eu câțiva așa, care îmi spuneau că dar tocmai că eu nu vreau să-i umilesc, vreau să-i transform din niște hateri, niște oameni care să înțeleagă că nu sunt genul ăla de om cu fițe și cu ochelari. Sunt un om care muncește și își dorește să-i facă pe ei să simtă bine, că de-aia vin într-un club, știi? Da, pe unii nu o să-i reușesc să-i schimb niciodată, pentru că așa e structura lor, n-ai ce să faci. Eu îmi dau seama și e bine că am început să reperești genul ăsta de om. Să nu mă mai consum, să explic, să mă argumentez, să mă justific pentru ce sunt când văd că n-am cu cine. Pur și simplu, n-are circumvoluțiunile ok ca să înțeleagă. E un caz pierdut, cu proștii nu poți să te pui. Place că le spui direct așa. Păi ce să fac, din rect. Din rect. WhatsApp, ce-ți place cel mai mult la meseria ta? Faptul că fac ce vreau. Și cel mai puțin? Faptul că uneori nu pot să fac ce vreau. N-am înțeles nimic. Deci îți zic, în general fac ce vreau, dar există momente în care alții consideră că greșesc cu ce vreau eu, știi? Și într-un final reușesc să mă convingă și să mă facă să înțeleg că greșesc uneori, știi? Dar există momente în care, din punctul meu de vedere, chiar nu greșesc. Trebuie să fii foarte atent la că te pot deraia cumva de pe drumul cel bun. Exact. Apropo de asta, să-i punem lui WhatsApp și întrebarea noastră de astăzi. Da. Când ai recunoscut că cineva are dreptate în ceea ce te privește? Că uite, spuneai când am zis nevastă mea, da, ieri, alaltă, când ți-am zis că am greșit? În fiecare zi, de fapt. Există situații în care genul de om care se aprinde foarte repede, știi? Când nu e ceva exact cum își dorește el, sunt de ce? Nu. Știi? Și
Da, și există situații în care mă aprind repede și în timp ce stă aprins îmi dau seama. Da. Aolo, nu, și o țin, înțelegi? Și o țin. Știu. Și gata, aprinsă, las-o aprins, că mă fac de râs dacă zic. Nu pot să dau înapoi. Exact, și până la final când îmi dă toate argumentele scumpa mea logodnică, îi zic, da, bine, ai dreptate, îmi pare foarte rău. WhatsApp. Hai să dăm un suc. Băi, Saca, am terminat emisiunea, eu mai, mai avem 10 minute. Vrei să le terminăm și pe astea 10 minute? Da, fii atent, mai avem 10 minute. O să-mi zici, eu screț-o așa că tu du-te. Viața mea e un pic maroz și la final tu o să zici că sunt cel mai fițos. N-a rimat maroz cu fițos. E prima oară când nu mi-a ieșit. Cred că trebuie să plec. Da, uite, acasă. Vezi că e genul care recunoaște. Da. Ai văzut? Ai văzut? Păi numai oamenii inteligenți pot face asta, pentru că prostul persistă în prostia lui. Ne greu să iasă de pe direcție. Ai mai pus o cărămidă în... încrederea față de mine. Sunt un mega constructor. Mersi. Vreau să fac și o casă peste un an când voi strânge bani. Poate vii să... Cu drag. O cărămidă, două. Serios. Bă, pricep, iau șpaclu, iau, cum îi spune, boloboc. Dai cu cletul. Ce trebuie, aranjăm. O mașină, drujbă. Vezi că eu știu să pun parchet. Da? Păi da. Perfect. În clasa 11, în clasa 11, uite că ești 51. N-are, o să vină 59. Vorbim până la 59. Vorbim. În clasa 11, la un moment dat am zis că nu am eu toate hainele care mi le doream și nici mai că mi-am putea să-mi cumpere toți ai dași care vreau eu. Ești balanță. Da, și am zis, ești da. Ești balanță? Nu, sunt vărsător. Balanță că numai balanțele sunt nebune cu haine și cu de-astea, da, să fie și estetic. Am zis, da, nu se poate să-mi iei tu mie 10 perechi, dar Adidas, bine, mă duc la muncă. Și nu, ce să muncești în clasa 11? Vreau 10, nu te lua nimeni, înțelegi, da. Și m-am dus și am pus parchet, efectiv, o vară tare, întreagă. Și la sfârșit mi-am comandat pe eBay și m-au venit, nu știu, mulți, mi-am luat vreo 5 perechi de Adidas. Hai să te fac să râzi un pic cu eBay-ul și experiența mea cu eBay-ul. Văd eu o pereche de Air Jordan, mie mi-a plăcut bașteția. Băi, da, și mie. Și vreau pentru basket, cumva, să mă duc să mă joc, eu să arăt bine acolo. Și fac comandă la Air Jordan pe eBay. Pentru basket? Da, direct îi purtam la club. Păi și pentru club și pentru basket. Asta nu e conta. Fiță deja. E, și ce îmi vine, mă, ce colet îmi vine? Îmi vine un colet atât. Nu. Cu doi bascheti Air Jordan de agățat la oglinda de la mașină, frate. Stai un pic să înțelegem, atât însemnând undeva la 10 cm. Atât erau 10 cm. Proaspăt de nou născut erau. Deci era atât erau. Unu, atât era celălalt. Dar măsura, 5 cm. O măsură? Păi măsurile erau ok, da, a fost o țeapă. Am înțeles. Mi-au trimis pe ăștia. Nici nu m-am putut să n-am putut să mă supăr pe ei, pentru că a fost funny. Aștept, eu por 45. Eu singura problemă e că toate care le-am... Bine, eram rapper și dai seama că îmi plăcea să fie un pic larg, dar toate care le-am primit erau foarte largi. Păi adică asta am e trecut bine. De la rapper la super rapper. Eram cel mai rapper. Nu e o problemă. Nici mie nu-mi plăcea când mă uitam în oglindă. La un moment dat mi-aduc aminte, a chemat-o profesoara de matematică pe maică-mea și a zis, doamna Ivancea, dar nu se poate să vină în halul ăsta la școală. Și ce ai zis, doamna Ivancea? Doamna dirigintă, a slăbit băiatul. A slăbit băiatul 15 kg. Dar nu mai are hainele. Și îi zicea, cum? Nu, uite, anul trecut nu era așa gras. Păi s-a îngreșat la începutul verii și acum l-am băgat la regim. Na, ce să-i fac? Asta le-am cumpărat, ce să fac? Ce vreau să te întreb? Mai e problema asta cu hainele pentru oamenii din hip-hop? Pă, era foarte greu să-ți găsești anumite țoale, un... Sean John, o de-asta, o... Vezi că eu aveam Fat Farm din... cum se numește ăla? Zic că este un... Eu am avut și eu IDM, din IDM. IDM. Fat Farm din IDM, care nu este Fat Farm, bineînțeles. Da, da, anyway. Da. Deci acum e la fel de greu. Ăla era singurul loc unde găseam. Știi? Acum nu mai e chiar neapărat. Se mai găsesc? Că există magazine specializate, ceva, prin oraș? Dacă vrei, da, există la Romană. La Romană. Uite, un puș de 13 ani, să zicem, vrea să arate lumii că el e hip-hopper și trebuie să-și ia țoale pentru chestia. Fix la Romană găsești. Bine, treaba asta cu băieții acolo sunt cu skate-uri, cu, cu plăci, cu haine pentru toate treburile astea. Au de toate. Și mă rog, da, e și în zona asta un pic, înțelegi? Și acolo găsiți tot ce trebuie. Human se numește. Cum? Human. Uman, frumos. Da, foarte mișto băieții. Perfect. Chiar am avut un barter la un moment dat cu ei. Eu le purtam Adidas și prin clipuri și, na. A, le făceai reclamă. Exact, cumva. Exact. Dar cool. Fix pe trendul ăsta, în direcția asta. Ce hip-hop asculte când erai mic? Erai de partea B.U.G. sau mergeai pe Racla? Pe cine erau? Că bătaia Racla? Chelu, erau Paraziții, de fapt. Și... B.U.G. și la familia... Zic, Ghetto Daci, Moromeții, Racla. În clasa 1 eram cu B.U.G. Mafia și în clasa 3 deja dădeam replici la școală din Paraziți. Mă rog, Chelu, mi-a făcut ceva senzațional. Păi îți dai seama, dacă n-aș fi fost Chelu, nu cred că aș fi ajuns într-un final aici. De ce?
nu știu, te-a influențat muzical? Foarte sau? Tare, foarte tare. A avut întotdeauna niște dume, gen sunt un fost ochelarist ca voi toți, crescut în confortul stalinist la risc. Îmi trebuie așa să văd câtești de dur. Dacă statul ar fi condus de un tăifut cur, nu, păi, iar păi, aproape 12, Chelu, okay. A fost vorba de Chelu, îmi pare rău. Oricum e 23-55, aproape da. 12, așa că nu ne bate nimeni. Exact, ce căcat. Da. Ți-a scăpat și ție. Da, păi eu să asta, să cum simt că se apropie 12, devin cum se numesc aia care nu se pot abține să nu vorbească urât, e un termen da, boala asta. Tot de la Chelu știu pe asta. Da, măi, sindromul Turet, sindromul Turet. Turet, exact. Da. Exact așa s-a numit albumul, datorită căruia WhatsApp a ajuns WhatsApp. Foarte super frumos. Pe tot îl știu pe de rost. WhatsApp, ai furat vreodată ceva? Stai așa să-mi aduc aminte la prima oară când am furat, mai multe ori, dar cum? Eu nu-s furat cleptoman chiar. Prima oară când am furat ceva, aveam vreo 7 ani și m-a prins mătușii mea cu avionașul lui Vărâmiu în haină. Mamă și s-a înroșit fratele vostru, eram roșu de un roșu rar întâlnit. Da. Nu mi-a dat nimeni bătăiță, dar pe urmă nu m-am învățat minte și data viitoare am furat o mașină cât am putut eu de mare. Cea mai mare mașină am furat-o. Am scos-o din casă cumva. Deci era, nu mai era ca și cum să o ascund în haină. Am scos-o din casă, am lăsat-o pe hol. Una dintre cele mai mari bătăi. Și la un moment dat i-a zis lui tata, nu vrei niște apă minerală de jos? Și el a zis da. Și eu am zis bine și am dus-o jos în grădină, am lăsat-o în grădină. Și când m-am dus acasă, când am dat să plec acasă și am vrut să iau mașina, îți dai seama că nu mai era mașina. Am furat și după furtul ăsta am primit poate cea mai mare bătaie din viața mea de la ai mei. Bătăiță? Da, prin piață. Bă, aveam un obicei, treceam pe tot pe lângă o tarabă și luam un gogoșar. Era plăcerea de a... Da, era o plăcere, nu, cleptomană, vorba aia, știi? Și nu mă simțeam bine. Un măr, o chestie, ceva de acolo, trebuia... Și ziceam, uite, acum am un măr. Mă, ce-ai făcut? Uite, așa mi s-a întâmplat cu nevastă mea când am fost să-mi iau PSA acum o săptămână. Se plimba pe acolo, înțelegi? Și la un moment dat ieșim din magazin, plătim toate alea și pe la etajul 1 ieșim din mall, mă uit spre ea și văd la sub braț un DVD. Păi poate să lase Blu-ray, că merge nu și Blu-ray. Nu înțelegi și zic, ce caută? Că avea toate fâșiile alea pe el, toate alea, știi? Zic, de ce nu ți-a dat aia jos? Păi nici ea nu știa, știi? Și cred că l-am furat. Cum ce crezi că l-ai furat? Și am uitat de el, ține-l la sub braț, speream să-l plătesc la casă, dar am uitat. Așa că a furat fără să-și dea seama, sărac. Și m-am furat o geantă așa. Am plecat cu o geantă, da, m-am plimbat prin magazin cu geanta pe umăr. Zic, ia să vedem dacă mi-au geanta asta, cum mă simt cu ea. Și am ieșit fericită cu geanta și încă o mai am. N-am prea purtat-o. Că nu-mi place atât de tare, n-aș fi cumpărat-o. Da, da. Asta o punem pe seama zăpăcerii. E trist că n-ai fi cumpărat-o. Ai fost să fugi tu niște Air Force One. Ai fost distrată, mă, n-ai furat. Am fost distrată, dar nici nu m-am întors să plătesc. Da, apropo de distrat, eu am intrat de vreo 3 ori peste vecinii în casă, confundând apartamentele. Confundam scara 3 cu scara 4 și intram ca la mine. Hei, șma! Ce faci? Da. Stai că nu e acasă. Bă, ce au făcut? Au schimbat ăștia în casă. Ce s-a întâmplat? Băi, 58, gata. Mai e un minut. Mai avem un minut? 23 și 58 de minute. Păi trebuie să spunem ceva tâmpenii pe ultimul minut. Ha, să glumim ca la grupul VOO. Hai mai stăm un pic că se face 59. 58 încă la nu ești 59. 58, fii atent, clipește. 3, 2, 1 și am ieșit. Paf! Da, uite, nu noi tragem de timp, timpul trage de noi. Exact, 59. 259, fii atent. Am 24 de ani, tocmai ce am trecut de 23 și 59 se termină emisiunea. 24 de ani ai? Mulți înainte. Da, un bătrân. Mamă, tataie. Deci eu simt că mă trec într-una, mă uit la mine și zic, uite, încă un ritm. Și ce o să zici la 34 de ani? Ce o să zici la 34? La tai? 36 chiar. Mulți înainte, ce să zic? Mersi. Nu, n-aș zice 36. Mersi. Ești de-al meu pe aici, plătește. Bune, fără el, nu te mint. Hai că e 59 și o să ne bată toată lumea. V-am pupat, Doamne ajută. Seară frumoasă, mulțumim WhatsApp și te mai așteptăm pe la noi. Numai bine. Bye, bye. Promit să nu mai fi fițos.